Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara din nou de aici, din Leagănul Spiritualității Românești și Mănăstirea Putna, Bucovina. O Bucovină ciuntită, dar frumoasă și atât cât e. Mă gândesc cum arăta ea atunci când ne ducea până la Cernăuț și la cele 102 sate românești de peste graniță. Suntem la 6 km de granița cu Ucraina, suntem la Putna, Putna lui Ștefan cel Mare, la câteva zeci de metri, poate 20 de metri de mormântul lui Ștefan cel Mare. În biserică este slujba, prohodul Domnului, una dintre cele mai frumoase slujbe, dar poate și cea mai dureroasă de peste an. Țin minte, îmi amintesc cu mare drag de momentele când mergeam cu bunicii mei, apoi cu părinții la această slujbă și la slujba de înviere și le spuneam unor colegi din echipa Realității TV, vreau să le mulțumesc pentru că noi astăzi am muncit, am realizat niște interviuri excepționale aici, am filmat mult, ei au venit ieri și de ieri sunt pe baricade și le mulțumesc foarte mult și astăzi filmează cu numai puțin de 7 camere pentru dumneavoastră, veți vedea cadre unice, veți vedea momente din slujbă, pentru că, vă spun, este această slujbă, la această slujbă am ținut întotdeauna să fiu prezent. Că eram acasă, la părinți, că eram student, la Cluj, că eram la București, plecam la Cluj, iar acum, iată că am avut bucuria să stau câteva zeci de minute la această slujbă în Biserica lui Ștefan. O biserică ctitorită în urmă cu aproape 550 de ani. Vă dați seama ce istorie fabuloasă a acestor locuri? Vă dați seama câtă istorie, câte tradiții, câți domnitori, regi, câți oameni au trecut pe aici, dar câți credincioși? Pentru că dacă în acest moment ceva surprinde la Putna, surprind oamenii care vin din toate colțurile țării, am întâlnit oameni și veți vedea în această seară un prieten drag al emisiunii Jocuri de Puteri și a Realității TV, venit aici cu trei copii, cu soția și va intra alături de noi în direct pentru că ne va spune când a fost prima dată la Putna, de ce vine la Putna. Sunt mulți oameni care vin să-și petreacă sărbătorile de Paște aici, în leagănul spiritualității românești. Aici pentru a încerca să ia ceva din spiritul lui Ștefan, de luptător, și ceva din gingășia și din melancolia și din inteligența și sufletul uriaș al lui Mihai Eminescu, cel care a iubit Putna. Am chemat alături de mine în această seară, în afară de prietenul nostru pe care l-am întâlnit aici și pe care îl veți cunoaște, un om minunat, pe care îl iubiți cu siguranță, și în această seară nu vă vorbi nici despre loterie, nici despre afaceri, nici despre corupție. Cu el sunteți obișnuiți să vorbesc despre asta, așa cum vorbesc și cu alți colegi care se află. Ovidiu este la Mănăstirea Bârsana în acest moment, în Maramureș. Ovidiu Marincea tot cu familia. Nu vă spun despre cine este vorba, veți vedea. Dar am chemat în această seară doar părinți trăitori de la Putna. Doar preoți, călugări, doar sfinți părinți care au ales această cale, calea monahală. Ca odinioară Daniel Sihastru, cel care a fost sfătuitorul lui Ștefan cel Mare, aici am întâlnit niște oameni minunați. Azi noapte, până după 3, am stat de vorbă și am dezbătut toate cele, în primul rând, sigur, ortodoxie, creștinism, greco-catolicism, dar, sigur, și filozofie și multe alte lucruri, inclusiv învățământ și cultură, alături de doi oameni minunați, pe unul dintre ei am să vi-l prezint, pe celălalt ceva mai târziu. E vorba de Părintele Victorin, care este în biserică, și este de Părintele Dosoftei, un om care a fost nu doar și pe care îl veți cunoaște în această primă parte a misiunii, este un om special. În primul rând, vine dintr-o altă zonă a țării și s-a stabilit aici, la Putna. Este un om cu studii superioare extrem de puternice și vă va spune dânsul unde, cu preocupări intelectuale mărețe și cu foarte multă aplecare spre introspecție, spre iubire și mai ales spre iubirea aproapelui. Și deși a ales această cale monahală, deși a ales să se alăture acestei obști de peste 100
de călugări. Este cea mai mare obște a unei mănăstiri din România, mănăstire de călugări. Sigur, la Agapia sunt undeva peste 300 de măicuțe, dar ele stau dispersate, nu stau într-un singur loc aici. Vorbim de o obște de călugări care este aici, în mănăstire. Ei bine, Părintele Dosoftei o să vă spună povestea sa atât cât dorește, dar știți ce m-a uimit în discuțiile deja foarte serioase, parcă ne știm de mult timp? Dânsul este un militant și un iubitor al familiei creștine și un apărător al familiei creștine. Și asta m-a bucurat foarte, foarte mult. Îi spun cu aceste imagini oferite de colegii noștri, de asemenea ascultând slujba minunată, absolut minunată. Deci, repet, e o slujbă dureroasă, dar frumoasă, acest prohod al Domnului. Veți vedea și biserica înconjurată, e plină biserica, e plină de copii, e plină de părinți, e plină de tineri. Și asta m-a bucurat foarte mult. Asta înseamnă că credința nu moare. Ați văzut aseară studiul lui Vasile Dâncu? Tinerii, foarte mulți, se îndreaptă spre credință, se îndreaptă spre Sfânta Biserică. Și asta nu poate fi decât o bucurie pentru mine, pentru dumneavoastră și cu siguranță și pentru toți părinții de la Mănăstirea Putna. Bună seara, Părinte Dosoftei! Bună seara! Și vă mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase și mai ales pentru cuvintele de învățare pe care ni le-ați adresat încă de la venire, pentru că Părintele Dosoftei a fost desemnat de către Părintele Starel Melchisedec Velnic să se ocupe de către noi cei de la Realitatea, uneori ceva mai gălăgioși, dar cuminți, spășiți în această perioadă. Părinte, spuneți-mi, de ce Putna? Sunt lucruri pe care mai mult le receptăm decât le alegem. Și cred că acestea sunt marile lucruri ale vieții noastre. Pentru că avem un Părinte Sus care ne adresează chemări. Una dintre chemările care pot fi adresate omului este această chemare către viața monahală. Așa că eu pot să spun cu mintea mea și cu simțirea mea limitată de ce Putna, dar numai prea bunul Dumnezeu știe de ce Putna. Când ați ajuns la Putna, Părinte? De ajuns prima oară am ajuns când am mers la românii din nordul Bucovinei și am întâlnit prima oară Putna. Și atunci era într-o seară ca acum, eram într-un colț al incintei și în celălalt colț al incintei erau doi părinți. Și sentimentul meu atunci a fost că pe ei se sprijină țara. Atunci eram student. După câțiva ani am ajuns la Putna ca viețuitor în 2001. V-ați dorit să fiți viețuitori într-o mănăstire, într-o mănăstire de forța și de puterea și sentimentele pe care le naște această mănăstire, sau pur și simplu a fost o alegere dintr-o dată? Nu, a fost o chemare, nu o alegere. Nu faci calcule de acest fel. Deci a fost o chemare a lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Toți călugării au această chemare. Când ați simțit această chemare? Este ceva care se dezvoltă progresiv în om. Ca să vă fie mai ușor, gândiți-vă cum v-ați căsătorit dumneavoastră. Deci același lucru, să înțeleg. Este un proces similar, nu este identic, dar este similar. Deci dumneavoastră v-ați căsătorit cu Sfânta Biserică. Călugării sunt miresele lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. În biserica nu este, noi o vedem ca pe o instituție, dar înainte de orice, este o instituție, pentru că orice lucru nevăzut trebuie să aibă o formă văzută. Dar biserica este trupul lui Hristos. Când mergem la biserică, mergem la Hristos. Părinte, eu am să dezvălui, știu că nu e frumos și dumneavoastră s-ar putea să vă supărați pe mine cum v-a supărat pe colegul care o să-l culoască, dar cu drag, adică doar nu supărare, nici mâhnire măcar, ci așa, dojeneală. Dar am să spun un lucru. Eu care mă consider puțin patriot, și iubesc țara asta, am găsit în dumneavoastră un rezoner, am găsit în dumneavoastră un om cu care pot vorbi nu doar de Sfânta Biserică și de taina slujbei, de taina învierii, ci foarte multe lucruri legate de istoria noastră, de poporul român, de istoria acestor locuri, de tradiții și mai ales de trăirile pe care le au inclusiv românii noștri de dincolo. Adică de ce e aflați la 6 km în linie dreaptă. Spuneți-mi, cum vedeți dumneavoastră astăzi respectate tradițiile?
Cum vedeți dumneavoastră de aici, de la Putna, respectată istoria poporului român și ce înseamnă astăzi pentru români Ștefan cel Mare? Ca să respecti, trebuie să cunoști. Ca să cunoști, trebuie să te ostenești puțin. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, trebuie să-ți dea cineva. Tatăl meu este învățător și m-a luat când era mic în excursii, în toată țara, inclusiv aici în Bucovina. Și pe autocar se cântau cântece patriotice. N-o să-l uit niciodată. N-o să uit niciodată imaginea cu chilia Sfântului Daniel Sihastru din cartea De citire. Dar asta nu este suficient. Crește copilul și trebuie să ostenească. Dacă vrem să știm cine suntem, acum, trebuie să știm de unde venim. Prima sursă, izvorul vieții noastre, este de la Dumnezeu. Cine nu reușește să-și înțeleagă acest izvor, această obârșie, nu se va cunoaște niciodată pe sine. În afara înțelegerii noastre ca fii al Dumnezeu, nu ne putem înțelege deplin ființa noastră. Al doilea element identitar profund este neamul în care ne naștem. Și de-abia al treilea, familia. Neamul ne oferă un drum în istorie pe care l-a lucrat Dumnezeu. Fiecare neam este un drum în istorie prin care l-a purtat Dumnezeu. Pe acest drum au existat puncte fundamentale. Drumurile se pot închide. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ctitorul mănăstirii noastre, ctitor de țară, ctitor de cultură, ctitor de biserică, este un astfel de nod fundamental în istoria românilor, a României, a Europei și a mântuirii neamului omenesc. Ceea ce este veșnic este mereu actual. Ceea ce este pieritor, aceea nu este actual nici măcar atunci când este prezent, pentru că s-a consumat. Sfântul Ștefan a fost actual în timpul vieții sale pentru că a reușit să prindă gândul lui Dumnezeu. Într-o cronică exact așa se spune. Și a fost gândul lui Dumnezeu cu Ștefan Voievod. Sfântul Ștefan este acum actual, în primul rând pentru că se roagă pentru noi și mijlocește pentru noi. Și cei care îi se roagă simt aceasta de plin. În al doilea rând, a spune că este actual pentru că oferă exemplul unui om împlinit. Nu toți dintre noi suntem chemați a fi conducători, mai ales conducători de țară și mai ales domn, cum era el. Însă fiecare dintre noi suntem chemați să ne împlinim ceea ce a sădit Părintele Ceresc în sufletul nostru. Sfântul Ștefan a reușit cu foarte multe osteneli și cu foarte mult efort și cu foarte multă jertfă, cu o neînchipuit de mare jertfă, să plinească acest chip al Dumnezeu în el. Ceea ce a dat Dumnezeu, aceea el a lucrat și aceea vedem noi. Strălucirea pe care noi astăzi o vedem este chipul pe care l-a pus Dumnezeu în el. Dar aș putea să intru în multe detalii, dacă doriți. Aș vrea să intrați în multe detalii, pentru că în această seară noi nu oferim doar o slujbă absolut specială pentru toți creștinii. Nu oferim doar o locație unică pentru românii de pretutindeni. Putna, acest Ierusalim al neamului românesc. Noi oferim și altceva, o lecție de istorie cu ajutorul dumneavoastră și a fraților dumneavoastră. Pentru că aș vrea să vă întreb de ce Ștefan cel Mare actual. De ce are mănăstirea Putna atributul național? Sunt câteva lucruri pe care românii trebuie să le afle. Înainte de a afla taina acestei slujbe, taina Sfintei Învieri. Haideți să vedem câteva caracteristici sufletești ale Sfântului Ștefan, pentru că înainte de a fi domn, el a fost un om. De la Adam și Eva până la ultimul om, vom avea fiecare de înfruntat aceleași slăbiciuni, aceeași natură căzută a firii noastre. Și aș începe cu ceva care este foarte greu de făcut astăzi. Și este greu de făcut nu numai pentru că mereu a fost greu, ci pentru că nu ni se propune
ca reper al existenței noastre, și anume iubirea de vrăjmași. Sfântul Ștefan și iubirea de vrăjmași a avut 36 de lupte. Două a pierdut, 34 a câștigat. Erau luptele țării. Vrăjmașii lui personali, o să vă dau un exemplu, sunt cei care i-au ucis tatăl. Și atunci mama sa l-a luat pe Sfântul Ștefan, copilandru, și au mers în Transilvania. S-a întors foarte tânăr, nu știm exact când s-a născut, dar se pare că în jur de 18 ani avea aproximativ când s-a întors, l-a învins într-o luptă, în Săptămâna Mare, pe cel care îi ucisese tatăl și a fost încoronat domn în Duminica Paștilor, de către mitropolitul țării. În ultimii 25 de ani, țara practic era sfâșiată de grupări rivale. Au fost 9 domni cu 11 domnii, între bunicul său, Alexandru cel Bun, și el. O medie de 2 ani și ceva, o perioadă de mai mare instabilitate ca cea de acum. Și vine Sfântul Ștefan și cu ajutorul Dumnezeu, cu darul Dumnezeu, domnește 47 de ani. Uriaș. O perioadă uriașă. Cum? Pentru că a pus început bun. Primul gest care l-a făcut, fundamental, a fost iertarea vrăjmașilor personali. O parte din boieri, cei care l-au susținut pe cel care omorâse tatăl, au fugit în Polonia. Le-a trimis scrisori, chemându-i înapoi. Nu vă fac nimic. Rămâneți în demnitățile voastre, vă păstrați viața, vă păstrați proprietățile. A trecut pentru interesul țării peste orice durere personală. Aceasta arată un caracter extraordinar de puternic din tinerețe și un caracter care își pune puterea în slujba țării, nu a interesului personal. Cât a contat credința pentru domnul Ștefan? Fără credință nu era nimica. Fără credință, omul nu poate face cu adevărat binele celuilalt. Există doar două căi și asta poate părea greu, dar să ține minte. Ori îl slujești pe aproapele tău, din iubire, ori îl exploatezi pe aproapele tău. Calea slujirii este calea jertfii, ne-a arătat-o Hristos Domnul. N-am venit să stăpânesc, ci am venit să slujesc. Calea cealaltă a egocentrismului, a exploatării aproapelui, este inerentă în absența primei căi. Ca Sfântul Ștefan să slujească poporul acesta 47 de ani, gândiți-vă că în fiecare din cele 36 de bătălii putea muri. Numai atâta. Și să slujească poporul, credința l-a ținut. Adică, ce înseamnă credința? Credința este o relație. Nu este o cunoștință intelectuală. Este și asta. Nu este nici numai un obicei practic, o tradiție, cum a spus dumneavoastră la început. Este și asta. Se exprimă prin așa ceva. Și se înmulțește prin așa ceva. Dar credința este o legătură cu Dumnezeu, este relația noastră cu Dumnezeu. Aceasta este credința. Ca orice relație, crește sau descrește, în funcție de ce facem. Credința Sfântului Ștefan a crescut continuu, pentru că a plinit continuu voia lui Dumnezeu. Smerenie și mândrie. Sunt două repere importante pe aceste drumuri. Smerenia este un fel de indicator de busolă, de act de busolă, care ne arată că ne aflăm pe drumul jertfei către aproapele și al iubirii. Mândria este indicatorul care ne arată că ne aflăm pe drumul egocentrismului, implicit al exploatării aproapelui pentru binele, plăcerea, interesul, confortul și așa mai departe, scopurile noastre. E foarte greu să-l vedem pe Sfântul Ștefan smerit, pentru că este uriaș. Chiar și care îl neagă. Îi neagă, să spun așa, excelența sa. E atât de mare încât îi covârșește și pe aceea simt nevoia, din păcate, să o atace, neînțelegând-o. Cum să vezi smerenia unui conducător de țară? Și o să vă dau două exemple. După victoria de la Vaslui, în 1475, atunci a fost numit de către Papa a treia credinței creștine, o victorie impresionantă împotriva turcilor. Sultana de la Istanbul, principala sultana de acolo, a spus că de multe vreme n-au mai fost turcii înfrânți atât de tare. Ce face Sfântul Ștefan după această victorie? Dă ordin ca nimeni să nu-i atribuie lui victoria, ci numai lui Dumnezeu. Alungă, adică orice fir de mândrie. Gândiți-vă noi, că de copilandri am luat foarte bine sau 10 la școală, ca să nu mai spunem când suntem mari. Am reușit nu știu ce. Sau fiecare suntem încercați de mândrie, știm cum arată, noi explicăm.
După această victorie uriașă, el spune că nu eu, hotărât și nu cumva să zică cineva că eu să creadă așa ceva, pentru că nu este adevărat. Bunul Dumnezeu a câștigat-o. Să luăm o înfrângere. La Războieni, bătălia a fost una de sacrificiu. Acolo a murit un număr impresionant de boieri și de ostași. A trebuit să ducă acea bătălie împotriva lui Mahomed al doilea cuceritorul din vari motive și lăsat cumva singur de, nu de către moldoveni, ci de cei care se aștepta să-l sprijine din afară. A pierdut-o. Campania s-a sfârșit cu un eșec pentru Mahomed. Le-a luat 40 de zile la turci să teacă Dunărea în spațiu românesc și când au plecat, neînvingători din țară, cu prada luată, le-au numai 4 zile, atâta. Așa erau de puțin, fără arme, fără bagaje, fără nimic. Dar, vorbind despre înfrângerea de la Războieni, Sfântul Ștefan nu spune că am fost mult mai puțin. La Vaslui au fost de 3 ori mai puțin. La Războieni au fost mult mai mult. De mai multe ori mai puțin. Nu dă vina pe nimic. Spune așa, pentru păcatele mele a îngăduit Dumnezeu să fie înfrânți creștinii de păgâni. Nici pe nimic. Eu personal, dacă eu eram drept în fața lui Dumnezeu, m-a ajutat. Aceasta înseamnă smerenie. Smerenie în biruință, smerenie în înfrângere. Ca să ajungi la aceste piscuri ale smereniei, nu se ajunge deodată, ci pas cu pas, oră de oră, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an s-a smerit. Și o să vă arăt încă un exemplu de smerenie. Ascultarea. Nu există smerenie ca virtute în sine. Vreau să fiu smerit. Nu. Smerenie este un dar de la Dumnezeu pentru ascultare. Și de aia se dobândește atât de greu. Că ne e greu să ascultăm. Că atunci înseamnă să ne înfrângem orgoliul nostru. Cei doi sfetnici din mediul bisericesc pe care a avut Sfântul Daniel Sihastru, la care ajungea mai rar, să spunem, era o distanță, nu se parcurgea atât de ușor, și mitropolitul Teoctist, cel care a văzut în el alesul lui Dumnezeu și l-a uns domn în Duminica Paștilor. Vă dați seama cât de ce semn a fost pentru popor acest gest al mitropolitului Teoctist I să lungă pe tânărul domn în Duminica Paștilor. A simțit că este de la Dumnezeu. Iar Sfântul Ștefan l-a cinstit ca pe un părinte. Era mult mai în vârstă. Cât de greu este unui tânăr de 18 ani să asculte de un bătrân care poate avea, nu știm când s-a născut mitropolitul Teoctist I, dar va fi avut peste 40 de ani. E greu să facă ascultare. L-a luat în sfatul domnesc alături de el, să-i fie alături și să-l asculte, bineînțeles. A sfințit mănăstirea Pudna în 3 septembrie 1469. Cu darul Dumnezeu, la anul va fi o mare sărbătoare. 550 de ani de la punerea pietrei de temelie. Nu de la sfințire, de la punerea pietrei de temelie. 3 septembrie este în calendarul Bisericii Ortodoxe, este pomenirea cuviosului Teoctist din Palestina, adică a ales pentru ziua de sfințire a mănăstirii, ziua onomastică a mitropolitului țării, în chip de cinstire. Și l-a și înmormântat aici, în pridvorul mănăstirii Pudna. Este un alt exemplu de virtutea Sfântului Ștefan, această ascultare. Ce a fost? Ce a reprezentat Putna pentru Sfântul Voivod Ștefan? Răspunsul poate fi foarte scurt, pentru că l-avem consemnat. Un negustor din spațiul rusesc avea obiecte scumpe de vânzare. Obiecte scumpe însemn mătăsuri, lucruri care se puteau folosi fie în mediul aulic, la curte, fie în spațiul bisericesc. Și spune așa, negustorul știe cui se adreseze. O să merg la Ștefan Voievod, pentru că sigur o să cumpere el ceva pentru, citez, mănăstirea lui cea iubită. Închid citatul care este la Pudna. Mănăstirea lui cea iubită. Prima ctitorie a închinat-o adormirii Maicii Domnului într-un moment în care simțea nevoia să mulțumească pentru cele reușite până atunci, întregirea țării și alte, o victorie împotriva tătarilor și alte lucruri, și a ales-o de la început ca necropolă. A făcut camera mormintelor încă de la început. Și a ales de la început ca aici, în acest codri, erau codri atunci, până nu exista casat, să fie mormântat. S-a pus și a dorit să se pună la în pământul acesta care fusese vatră de Sihaștri. Sfântul Daniel Sihaștru este cel mai cunoscut și poate ultimul din acel secol. Dar cu cel puțin 70 de ani înainte, aici au fost Sihaștri. Marile mănăstiri, să știți că niciodată aproape nu sunt titorite pe un loc
în care nu s-a sfințit cineva, în care n-a curs sudoarea aceasta nevoinței, în care n-au curs lacrimile acestea pocăinței pentru întreaga lume. Asta e călugărul. Astăzi, practic, mănăstirea Putna este legată de toate celelalte mănăstiri. Este un întreg areal al mănăstirilor din Bucovina. Spuneți-mi care sunt cele mai apropiate de Putna, pentru cei care vin, pentru cei care vin vara, pentru cei care vor veni probabil după această emisiune cu familiile, pentru că aici s-a încălzit, astăzi a fost o vreme minunată, credeți-mă, acum e puțin rece, e frig, s-a lăsat răcoarea, dar în timpul zilei a fost un soare minunat, veți vedea în înregistrarea pe care am realizat-o și pe care o vom difuza duminică, în ziua de Paști. Spuneți-mi care sunt mănăstirile cele mai apropiate și legăturile cu Putna. Există o istorie comună a Bucovinei și din vechime, date de dragostea aceasta pentru sfințenia oamenilor acestor locuri, pentru că de aceasta au împânzit Bucovina cu mănăstiri, din dragoste pentru Dumnezeu. Există o istorie comună care înfrățește trei mănăstiri bucovinene în perioada austriacă, Putna, Sucevița și Dragomirna, singurele care au fost lăsate deschise în perioada austriacă. Și există de acum o legătură contemporană între mănăstiri, se le numără aici, pe cele mai cunoscute sunt cele care sunt incluse și în patrimoniul UNESCO, Sucevița, Moldovița, Voronezh, Humor și Biserica de la Arbore este în patrimoniul UNESCO, mai este Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Bogdana, Mănăstirea Râșca, acestea, să spun, sunt mănăstirile istorice ale Bucovinei. Și poate există o solidaritate comună, mai precis un mesaj comun. Trăiți după Dumnezeu și așa veți împlini. Frumosul pe care îl caută omul și îl caută omul contemporan, extraordinar de mult frumosul, se găsește aici unit cu ceea ce ar trebui și este cu adevărat izvorul frumosului veșnic, sfințenia. Un neamț, un german, îndrăgostit de zona aceasta, spunea despre Bucovina că este pământ cântând în imagini. Vorbea despre icoane. Icoanele pictate, freșele. Un atelier extraordinar este și acum la Mănăstirea Putna, care merită să-l vizitați. Se ocupă un părinte minunat de acest atelier. Dar vreau să vă întreb de 1871. 1871, un moment în care Bucovina era sub ocupație și cu toate astea are loc o mare sărbătoare aici. O sărbătoare minunată. Spuneți-mi puțin ce a însemnat acea sărbătoare pentru Bucovina și pentru Putna. O să spun ce înseamnă, nu ce a însemnat, pentru români. Eminescu după ea scria că a fost un model de conlucrare. Românii atunci trăiau în 5 țări diferite. Dobrogea sub Imperiul Otoman, Basarabia sub Imperiul Rus, Bucovina era incorporat în Austria, Ducatul Bucovinei. Transilvania era în Ungaria, era o dualitate austro-ungară, dar erau separate Austria de Ungaria. Și în sfârșit era România de după unirea de la 1859. 5 țări. A fost prima serbare a românilor de pretutindeni în care au încercat să se unească din toate aceste țări și să aibă un gând comun și un drum de viitor comun. Și primul congres al studenților români aici a avut loc la Putna în 1871. Un suflet al sărbării a fost Mihai Eminescu. Avea 21 de ani. Asta pentru a vedea ce poate face un om la 21 de ani. Au participat Ciprian Porumbescu. Avea 18 ani. Se pare că atunci a cântat prima oară în public, aici, în curtea mănăstirii. Minunat a cântat. Lumea nu știa încă cine este. Și s-a aruncat în brațele tatălui său, preotul Iraclie Porumbescu, din zona de aici, și a spus: tată, am cântat Dacii întregi. A fost Slavici prezent atunci, a fost Adexenopol, viitoric istoric de mai târziu, a fost Nicolae Teclu, viitorul savan de mai târziu, și alți studenți, de la ei a plecat, a lor a fost inițiativa, care vor contribui la făurirea României Mare. Și atunci au pus în congresul studențesc o întrebare: cum să facem unirea? Pe cale politică, mai întâi, sau pe cale culturală?
răspunsul lui Eminescu, oamenii ca și acum au avut păreri diferite. Răspunsul lui Eminescu a fost: unirea politică a teritoriilor locuite de români nu se poate face decât atunci când marile blocuri politice din prejur se războiesc între ele și se destramă. Nu putem noi, cât este țara noastră, să determinăm așa ceva. Dar unirea culturală este ceea ce înseamnă cunoașterea, împreună simțirea și duce la iubire. Și oamenii când se iubesc, simt nevoia și Dumnezeu le dă să trăiască împreună. Atunci când oamenii nu se mai iubesc, se despart, rup darul acesta al unității. Mântuitorul spune la un moment dat, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo eu cu el, cu ei sunt. Este o taină a comuniunii. La Putna, pe lângă vitejia nespusă a Sfântului Ștefan, dragostea lui de țară, foarte mulți spun că se simt acasă. Ce este acasă pentru noi este familia, comuniunea, locul unde am simțit dragostea pentru prima oară. Și ca să vă răspund la ceva ce a spus dumneavoastră la început, familia este locul unde omul nu numai că învață credința, dar unde deprinde puterea de a crede, deprinde puterea de a iubi, de a iubi și de a se lăsa iubit. Înțelege ce este sacrificiul părinților pentru copii, înțelege ce este ascultarea soților unul față de altul, înțelege ce este dorirea binelui mai presus de binele propriu din partea părinților pentru copii. Lucruri fundamentale în a putea crede. În absența familiei, credința devine extraordinar de grea, pentru că nu ai un model de dragoste. Dumnezeu este tată, părinte, noi suntem fii al lui Dumnezeu. Așa înțelegem în ortodoxie. Luăm o scurtă pauză publicitară, ne vom întoarce aici la Putna și veți cunoaște și un tânăr care a venit aici cu cei trei copii. O să vedeți, o să-l cunoașteți și pe el. Vom continua discuția în primul rând cu părintele Dosoftei, pentru că mai avem foarte multe lucruri de spus de Putna, despre Bucovina și mai ales despre neamul românesc, dar și despre românii de dincolo, românii care sper că se uită acum la noi, chiar dacă se află sub un alt steag. Deocamdată. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate. Aici la Putna, într-un cadru minunat, și mă bucur că sunteți alături de noi, primim foarte multe mesaje, ne bucurăm tare mult că vă putem aduce prin intermediul Realității TV, prin această transmisiune directă, puțin din farmecul și din emoția pe care o emană această mănăstire și pe care le emană aceste locuri. Vreau să vă citesc câteva lucruri pe care de-a lungul timpului le-au scris oamenii care au trecut pe aici. Ca unul ce m-am străduit a strânge cu prilejul celui de-al patrulea centenar de la moartea lui Ștefan cel Mare și Sfânt toate legendele și cântecele ce le mai păstra poporul nostru, am rămas uimit de câte amintiri are despre acest sfânt viteaz și înțelept. Atunci mi-am îndeplinit o dorință sufletească ca să arăt cât de prețuit și considerat e acest domnitor în inima și sufletul românului. Astăzi mi-am îndeplinit o altă dorință, văzându-ne să lăsulește cel mai scump, cel mai prețuit și neîntrecut domn și ostaș român, am admirat cu sfințenie memoria sa, spunea Simion Chirilean în 1905. Vor trece veșnic vremile, dar vor rămâne nepieritoare faptele. Români, aveți icoane, aveți înainte icoane vii, pilde înălțătoare prin care să vă nobilați sufletul, să vă măriți puterea spre gloria neamului nostru. Aveți în munții frumoși ai Bucovinei pe marele voievod Ștefan, eroul nepieritor din inimile tuturor românilor. Să ne purtăm mândri, să dovedim că suntem urmașii unui falnic erou voievod. Ioan Toma Anibal, în august 1907. Pentru a cunoaște pe toți românii, frații mei,
și spre a întări gândurile Unirii Naționale, m-am rugat la mormântul Sfântului Ștefan, azi, la Putna. Scria locotenentul Constantin Mărgăritescu și soția sa Emilia pe 17 iulie, înainte cu 7 ani de Marea Unire. Sunt foarte multe lucruri foarte interesante scrise de generali ai armatei române înainte de 1918, după 1918, cuvinte extraordinare pe care le-a rostit majestatea sa, Carol I, dar și foarte multe cuvinte frumoase scrise de cei care au trecut pe aici, simpli mireni. Tot în această seară am să încerc să vă recit atât cât reușesc și cât am reușit să și cât mai țin minte din poezia lui Adrian Păunescu. O poezie unică despre Putna. Dar înainte de asta vreau să mă întorc la Părintele Dosoftei, cel care ne însoțește în acest periplu istorico creștin, religios, spiritual. Sigur, le mulțumesc părinților de aici. Am primit și un pulover duhovnicesc. Dacă Maica stareță de la Bârsana m-a îmbrăcat atunci pe frigul din decembrie, e atât de frig aici, s-a lăsat umezeala în codrii Bucovinei, atât cât mai sunt, că nu mai sunt ca pe vremea lui Ștefan, că am primit cu asta, pot să stau în direct 5 ore, nu mai am nicio problemă. Părinte, aș vrea să vorbim puțin despre Mihai Eminescu și despre și să revenim la acel moment uluitor, momentul lui Eminescu la Putna, doina lui Eminescu, care vorbește atât de frumos de români și de țările românilor. Spuneți-mi, ce este Eminescu pentru dumneavoastră, pentru trăitorii de aici, pentru putneni, pentru bucovineni, pentru români? Ceea ce unul a făcut cu sabia, cu cumpănirea dreptății și cu conducerea țării, celălalt a făcut cu condeiul, prin scrisul său. Calitatea lui Mihai Eminescu de a fi ctitor și el al acestui popor este, cred, încă nedeșifrată. Aș vrea să vă spun însă că Eminescu a avut un cult pentru Ștefan cel Mare. Îl numea cel Mare, cel Bun, cel Sfânt. Așa îi se adresa. Și cultul acesta a venit din înțelegerea profundă. Ca să iubești, trebuie să cunoști. L-a înțeles pe Sfântul Ștefan și demersul său precum puține au reușit să-l înțeleagă. L-au înțeles de multe ori oamenii simpli, l-au înțeles cei care și-au apărat țara și-au dat viața pentru țară, dar sunt alții care mai puțin îl înțeleg. Eminescu însă l-a înțeles. Cuvintele de pe urnă, la serbarea din 1871, studenții au depus o ofrandă, o urnă de argint. Se pare cuvintele de pe urnă îi aparțin lui, pentru că cel puțin o expresie de acolo este jumătate dintr-una folosită într-un articol. Pe urnă scrie așa: eroului, învingătorului, apărătorului existenței române, scutului creștinătății, lui Ștefan cel Mare, lumea română academică. Într-un articol politic, Eminescu numește pe Sfântul Ștefan scut al creștinătății și cetatea crucii. Nu este numai o problemă confesională. Este faptul că a înțeles că este un apărător al civilizației, al progresului, al sporirii omului, pentru că omul este chemat să sporească și fiecare, dar și din generație în generație. Nu a venit încă momentul ca să-l înțelegem, sau nu este, din păcate, momentul pentru a-l înțelege suficient de bine pe Eminescu. Și el a avut smerenia lui, care greu lasă să pătrundem în ființa lui. Aș vrea să ne întoarcem la momentul 1920. 1920, deci la aproape 50 de ani de la acea serbare unică, Marea Unire a avut loc și aici ajunge familia regală. În 1920, vizita familiei regale la Mănăstirea Putna. Cum a fost acel moment? Regii României, primii regi, erau de neam străin, dar au avut o anumită onestitate. Au vrut să devină regea acestui popor,
Și pentru asta au simțit nevoia să se identifice cu poporul. Una din prevederile era că în momentul venirii copiii trebuiau botezați în credința majoritară a acestui popor, tocmai pentru a spori această identificare. Regina Maria, când a simțit nevoia, într-un moment foarte dificil al fiului ei, neascultător, Carol al II-lea, să-l înțeleagă mai profund, să ajungă mai aproape de el, știți ce a făcut? S-a dus și s-a spovedit, deși era anglicană. S-a dus și s-a spovedit la un ierar. A simțit nevoia să facă gestul acesta, pentru a fi mai aproape. Acei regi aceasta au făcut, au venit în locuri istorice, catedrala de la Rădăuți este ctitoria regilor României. Au venit la Putna nu numai în 1920, au fost nenumărate vizite. Regele Mihai, pe când era copil, venea aici împreună cu Nicolae Ior, care ținea lecții de istorie. Aici la Putna? Da, el își amintește foarte bine. Nu întâmplător, pentru că a fost și invitat atunci în 1992, dar și pentru că își amintea perfect din copilărie lecțiile pe care îi se țineau aici la Putna de către Nicolae Iorga. Un alt iubitor și adânc înțelegător al Sfântului Ștefan Iorga îl numea pe Sfântul Ștefan împăratul senin al românimii, dintotdeauna. Icoana cea mai deplină a sufletului românesc. Aș vrea însă să mă întorc puțin în 1904, înainte de unire, și să vă spun că la acea serbare din 1904, 400 de ani de la trecerea cele veșnice a Sfântului Ștefan, pe lângă toți românii care au participat, au mai participat și un grup de studenți a români. Și ei, niciodată în granițele românești, spațiul românesc se oprește la Dunăre, la sud, dar poporul acesta are vlăstare și la sud de Dunăre, s-au simțit parte a acestui popor al Sfântului Ștefan. Și este o imagine grafică în care reprezentanții diferitelor provincii îmbrăcate în costumele populare respective vin către Sfântul Ștefan. Unul dintre ei poartă încălțăminte de culoare roșie și are pe spate exact modelul cămășilor populare a române, macedo-române, cum spuneau și ei atunci. Ce le transmiteți românilor de aici, de la Putna, părinte? Ce credeți că ar trebui să știe românii de aici, de la Putna, în această seară minunată, așteptând învierea, participând la o slujbă, Rohodul Domnului, o slujbă dură, o slujbă tristă, dar foarte frumoasă? Ce ar trebui să știe românii? Este o slujbă profundă. O slujbă de a merge împreună cu Hristos. Aceasta este ortodoxia. Nu numai urmarea lui Hristos, trăirea lui Hristos. Și de aceea n-aș îndrăzni să fac un îndemn, acum cel puțin, și a spune doar atât. Cine se roagă Maicii Domnului, ocrotitoarea acestui sfânt locaș, pe ea a ales-o Sfântul Ștefan să-i poarte de grijă, cine se roagă Sfântului Ștefan, cine vine și își pleacă genunchii la mormântul său, primește ceea ce are nevoie, peste așteptări. Și chiar mai mult decât atât. În București s-a făcut în perioada interbelică, s-a închipuit din lemn un mormânt al Sfântului Ștefan, la o expoziție. Și acolo oamenii veneau, îngenuncheau și se rugau. Iconic. Ca și cum acolo ar fi mormântul Sfântului Ștefan. Se rugau lui și erau ascultați. Aș vrea să închei această primă parte cu dumneavoastră, să urmărim puțin și slujba, dar înainte de asta am o întrebare. De ce credeți că a spus Carol I, Marele Carol I, nu veți mai avea altul ca el? Un domn străin spune așa despre un domn al acestei țări, spunând și recunoscând în fața poporului român, nu veți mai avea altul ca el. Înainte de a răspunde direct la întrebarea aceasta, nu sunt întru totul de acord cu el. Aș vrea să spun altceva. Că dacă un rege străin a putut să-l cunoască, este datoria noastră a românilor să-l cunoaștem. Și este mai ales de datoria noastră a românilor, a fiilor față de acest părinte, să ne limpezim puțin în ceea ce privește umbrele pe care din neștiință sau din altceva le aruncăm asupra sa. Îi atribuim Sfântului Ștefan uneori, îi se atribuie lucruri care
cuvintele, făcându-te pământean și giulgiul și mormântul, vor să întunece. Adesea se spune că a avut copii mulți în afara căsătoriei. Este un subiect delicat. Dar tocmai pentru că este delicat, în câteva cuvinte, aș vrea să spun ceva despre acest subiect. Vă rog. Prin moarte ai prefăcut omorârea, pentru că noi că nestricăcios ai făcut trupul pe care trebuie să-i cinstim pe părinți. Dumnezeiasca cuvință, făcându-l nemurtor, să știm adevărul și să-i cinstim în adevăr. Un istoric de la Iași, Sorin Miftimii, dedică un articol întreg acestei probleme. Și concluzia este următoarea. În afară de Petru Rareș, cu certitudine, toți ceilalți copii din afara căsătoriei sunt rodul fanteziei istoricilor sau scriitorilor. Și să ne venim la Petru Rareș. Da. Dar după pauza publicitară, nu, trebuie să luăm publicitatea și după asta revenim la Petru Rareș. Bine. Care s-a făcut spre noi, pentru milostivirea ta, Isaia văzând-o. Sine pe făcătorul ca pe un adormit, s-a arătat dumnezeiască vistierie de viață spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. După obiceiul pentru cei morți, a primit punerea în mormânt viața tuturor și a arătat mormântul izvor al învierii spre mântuirea noastră a celor ce cântăm. Izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una era dumnezeirea lui Hristos în iad și în mormânt și în Eden nedespărțită, împreună cu Tatăl și cu Duhul. Ascultați slujba de la Mănăstirea Putna. Suntem aici la mănăstire, alături de noi, Părintele Dosoftei. Părinte, ne-am oprit la Petru Rareș, dar trebuie să-mi răspundeți că nu uit și de Carol I și ceea ce spunea Carol I despre Sfântul Ștefan. Da, la Petru Rareș. Și nu o să ne potignim în ora. O să înțelegem și mai mult pe Sfântul Ștefan. Există un canon care spune foarte dur, anatema cel care spune că sfinții nu au avut păcate. Anatema este pedeapsa maximă, despărțirea de biserică. Sfinții sunt sfinți, ne rugăm lor, sunt în împărăția cerurilor. Dar ei sunt astfel sfinți în Hristos, nu prin sine însuși. Prin sine însăși. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a fost și el un om care și-a sfințit viața. A avut și greșeli. Una dintre ele o cunoaștem cu toții. Faptul că a avut acest copil în afara căsătoriei, sau mai precis, legătura ceea ce s-a întâmplat în afara căsătoriei. Vedeți dumneavoastră un fapt rău, grav, foarte grav. Păcatele trupești sunt extraordinar de grave. Indiferent că acum poate lumea le bagatelizează. Au același efect. Depărtarea destul de puternică, ca să nu spunem foarte, Dumnezeu, mai ales dacă omul trăiește în continuare în ele. De Ștefăniță Vodă, de Bogdan, cel tânăr și de Ștefăniță Vodă, fiul și nepotul care a urmat la tron, nu știu câți dintre români au auzit. Dar de Petru Rareș cred că au auzit toți românii. Poate cunosc mai puțin viața sa, mai mult pe a tatălui său, pe a Sfântului Ștefan, dar au auzit cu toții. Oricum știu că a fost și el un domn deosebit. Se poate oare ca din ceva rău și foarte rău să se nască, să ajungă ceva foarte bun, Petru Rareș? Se poate cu o condiție, pocăința. În biserică noi avem taina pocăinței. Postul mare este un timp al pocăinței, iar în mod special este taina spovedaniei, care este o încununare a tainei pocăinței. Dumnezeu cel prea bun și prea puternic ne-a făcut din nimica. Credeți oare sau crede cineva că nu poate să ia răul dinăuntru nostru atunci când noi o cerem? Gândiți-vă la un copil, a făcut un lucru greșit, se duce la tatăl sau la mama sa, tată, mamă, iartă-mă. Îl iartă și repară totul. Așa poate și așa face și iubește să facă Dumnezeu.
Atunci când Petru Rareș a fost ales domn, aici este un punct extrem de important. Murise Ștefan Țăvodă în 1527. Regula era că trebuia să aleagă un bărbat din dinastia Mușatină, cea care conducea Moldova. S-a întrunit sfatul domnesc, pentru că nu era un fiu ca să-l aleagă pe acela direct. Să aleagă un bărbat oarecare, frate, unchi, de orice grad a să fie așa. Un boier l-a propus pe Petru Rareș, iar ceilalți boieri au întrebat, de ce îl propui? Nu e din dinastia Mușatină. Dacă nici măcar mari boieri ai țării nu știau că este fiul natural al țării, vă dați seama că ceea ce s-a întâmplat cu un număr de ani în urmă, fusese un eveniment local, rămas acolo și învăluit într-o totală discreție, știți cine a dat mărturie că este fiul natural al Sfântului Ștefan? Mitropolitul țării. Se va fi spovedit Sfântul Ștefan la mitropolitul de dinainte, îi va fi încredințat păcatul, va fi luat dezlegare și a spus preotul, nu are cu niciun chip voie să trădeze secretul spovedaniei. Dar, dacă omul îi spune, în caz de ceva, spune la altul, sau așa poate să spună lucrul acesta. Pocăința aceasta a făcut dintr-un păcat grav un rod atât de bun precum este Petru Rareș, care a fost, dacă telespectatorii sau cei care vin la Putna, imaginea cea mai cunoscută a Sfântului Ștefan, pe tetraevanghelul de la humor în genunchi, închinând cartea Maicii Domnului, acel tetraevanghel, Evanghelia, pe care o citește preotul duminica, când a trebuit să părăsească tronul, după prima domnie, Petru Rareș s-a refugiat în Transilvania și apoi s-a dus la Constantinopol, la Istanbul, să-și reia domnia, a purtat tetraevanghelul cu el, așa cum purtăm noi o icoană sau fotografia părintelui cu noi. L-a iubit și l-a urmat Petru Rareș. De la ceva rău, la ceva atât de bun, pocăința ne duce. Aceasta este important să înțelegem. Și cred că mai mult îl vom iubi pe Sfântul Ștefan, pentru că a știut să-ți plece genunchii și capul smerit în fața duhovnicului. Părinte, pentru că... Și să nu rămânem datori. Să nu rămâneți datori cu ce spunea Carol I și cu explicația dumneavoastră. Face o să închei. Pentru că după asta a ajuns Părintele Hrizostom și vreau să aflu tainele acestei slujbe și tainele săptămânii și tainele săptămânii luminate, explicate de aici, de la Putna, din leagănul spiritualității românești, din acest Ierusalim românesc. Și cred că Părintele Hrizostom va face asta foarte bine pentru cei de acasă și pentru noi cei de aici. Dar n-aș vrea să ne despărțim pentru puțin timp, pentru că din nou va fi o seară lungă la Putna, o seară de rugăciune, o seară de spovedanie, o seară frumoasă, o seară de idei dezbătute. Aș vrea să-mi spuneți ce credeți despre aceea. Deci Carol I, care nu spunea multe lucruri, când spunea ceva, așa era. Când a spus acest lucru, nu veți mai avea altul ca el. A spus-o clar după ce a aflat istoria acestor locuri și istoria lui Ștefan cel Mare. Sfântul Ștefan a fost un dar către acest popor. V-am spus că au fost 25 de ani de cumplită instabilitate. Au fost la un moment dat doi domni pe tronul Moldovei. Țara era în pericol de a fi împărțită între două puteri vecine, tradiționale, Ungaria și Polonia, și a apărut Imperiul Otoman. Cu 4 ani doar înainte de a veni Sfântul Ștefan pe tron, Mahomed al II-lea cucerise Constantinopolul, mutase acolo capitala Imperiului Otoman și dorea să meargă în continuare să cucerească Europa. A fost un rod al rugăciunilor Sfântul Ștefan. Dumnezeu este darnic și iubitor. Și nu cred că are vreo limită în a face daruri. Eu cred că astfel de daruri Dumnezeu poate să facă oricând, dacă oamenii le cer cu smerenie și cu încredere. Și dacă, după ce primesc darul, îl cultivă și îl păstrează. Ce vreau să spun? De când se zămislește trupul omului, în acel moment al biologiei, Dumnezeu creează suflet unic. Și acel suflet este înzestrat cu chemările pe care el le are. Sfântul Ștefan a fost chemat să fie conducător. Alții sunt chemați să fie monahi. Dumneavoastră se pare că ați fost chemat să fie jurnalist. Dar de la acel moment inițial, sunt două etape de parcurs. Prima este perioada primelor 9 luni, care noi de multe ori nu o introducem când numărăm câți ani avem. Este fundamentală. Ceea ce fac părinții, mai ales mama, în acele 9 luni,
este fundamental pentru sufletul copilului. Dacă mama mai ales este conștientă că acest copil este un dar de la Dumnezeu și că să intre împreună cu el în economia mântuirii, atunci copilul acela va avea o credință de nestrămutat, dobândită din pântecele mamii sale. Prima etapă trebuie străbătută toată, să fie născut copilul. Pentru că știți că noi, din păcate, aici, în țara aceasta minunată, suntem numai jumătate din cât ar trebui să fim. În 1958, jumătate dintre români n-au apucat să se nască. Și a doua etapă este creșterea și educarea. Aș folosi un exemplu pe care îl înțelegem ușor. Tânăra aceasta care bucură atât de mulți români prin tenisul ei. Simona Halep. Da. Dumnezeu i-a dat darul de a juca tenis. Dar dacă părinții nu înțelegeau că acesta este un dar al ei, dacă nu o sprijineau, dacă nu-l cultivau, dacă nu-i ofereau condițiile, ea n-ajungea. Bineînțeles, și efortul ei. Părinții sunt datori să-și crească copiii, să cultive în ei darul pe care Dumnezeu l-a pus. Și, pentru a putea să cultive acest dar, probabil că majoritatea românilor știu ce înseamnă să plivești buruienile. Când se pune în pământ ceva, primăvara, așa se întâmplă cu buruienile, crezi repede. Și dacă nu le privești, îți acoperă planta. Părinții trebuie să vadă și inclinațiile care sunt mai puțin bune și rele. Și cu multă dragoste și discernământ, cu sfătuirea unui duhovnic, duhovnicii, să știți că au multă experiență, foarte multă experiență. Mare păcat este cel care vrea binele copilului și nu apelează și la sfatul unui duhovnic. La fel cum pierde mult dacă nu îl împărtășește pe copil. Cu ajutorul și al duhovnicului și așa, să-i cultive în el. Și atunci, eu cred că vor mai fi aleși ai Dumnezeu și daruri ale Lui către poporul acesta și către lumea întreagă. Mulțumesc tare mult, Părinte Dosoftei, și pentru cuvintele mulțumesc dumneavoastră și pentru că ne-ați găzduit aici și ne găzduiți în continuare. Mulțumim. Maica Domnului și Sfântul Ștefan, ei vă găzduiesc. Mulțumim tare așa mult. Că... alături de noi, dar haideți să ascultăm puțin din slujba, această slujbă minunată, aici la Putna. Ascultați câteva minute din această slujbă, încercați să te transfigurați și ne întoarcem cu alți doi invitați, Părintele Hrizostom și cel peste care am dat, n-am scăpat nici aici de el, dar m-am bucurat tare mult să-l văd, vă veți bucura și dumneavoastră. Un invitat special și Părintele Hrizostom, care ne va explica sfintele taine ale săptămânii mari, ale săptămânii luminate, ale învierii, ale acestei nopți, ale nopții de mâine. Veți vedea ce înseamnă, de fapt, acest lucrurile pe care noastră le trăiți, pe care le-ați învățat de la bunici, de la părinți și care vi se par doar tradiție sau doar credință creștină. Au însemnătatea aparte. În această parte a doua emisiunii veți afla însemnătatea acestor lucruri. Dar să ascultăm câteva minute din această slujbă minunată. Înainte.
lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul ai pe ele în veac și în veacul veacului, legele le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui, munții și toate dealurile, pomice, roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer, și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului, cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va înălța pe cei blânzi și îi va mântui. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Astăzi cuprinde mormântul pe Cel ce cuprinde făptura cu palmă, acoperă piatra pe Cel ce acoperă cerurile cu bunătatea, doarme viața și iadul se cutremură și Adam din legături se dezleagă. Slavă rânduielii Tale prin care, săvârșind toate, ne-ai dăruit nouă odihnă veșnică, prin sfântă învierea Ta cea din morți. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Ce este această privire și ce se vede? Ce este această încetare? Împăratul veacurilor, săvârșind rânduiala cea prin patimă, petrece sâmbăta în mormânt, dându-ne nouă odihnă. Acestuia, să zicem, scoală-te Dumnezeule, judecă pământul, că Tu împărățești în veci Cel ce ai nemăsurată mare milă. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Veniți să vedem viața noastră zăcând în mormânt, ca să învieze pe cei ce zac în morminte. Veniți astăzi, ca văzând adormit pe Cel din Iuda, să-i grăim ca prorocul zicând, culcându-te-ai adormit ca un leu, cine te va deștepta pe tine, împărate? Dar te scoală cu puterea Ta însuți. Ați urmărit o parte din slujbă, veți urmări în continuare imagini alături de mine aici, în mini-platou improvizat aici, în acest pridvor minunat al casei monahilor de la Putna. Este foarte aproape, este apartamentul starețului părintelui Melchisedec, velnic. Ni s-a alăturat, așa cum v-am promis, părintele Hrizostom. Dânsul, că îi spun bună seara, bună seara, părinte. Bună seara. Ne bucurăm să vă avem printre noi. Dânsul ne va spune puțin ce înseamnă această taină învierii, ce înseamnă vinerea mare, ce înseamnă joia mare, ce înseamnă pregătirea pentru un creștin a sărbătorii învierii, ce înseamnă săptămâna luminată, ziua de Paști, slujba de Paști, dar ce a însemnat și postul, ce a însemnat împărtășania. De asemenea, ne va vorbi puțin despre însemnătatea acestei sărbători creștine, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Și așa cum v-am promis, alături de noi, m-am bucurat să dau peste o familie frumoasă, un coleg de-al nostru pe care îl știți extrem de agitat, uneori la fel de agitat ca și mine, alteori mai agitat decât mine, l-ați văzut de nenumărate ori la jocuri de putere, în emisiuni de investigații, în emisiuni de anchetă, în emisiuni de analiză, în emisiuni despre care am vorbit de lucruri mai puțin frumoase, dar care trebuie să vorbim, despre care trebuie să vorbim, pentru că vorbind de ele și arătându-le, se produce o exorcizare. Și exorcizarea e în plină desfășurare în România. Ei bine, omul pe care l-am întâlnit aici la Putna, alături de cei trei copii și de soție, se numește Alex Căutiș. Alex Căutiș
cu mult mai multe emoții decât dacă am vorbit despre loterie. Apropo, la loterie și-a anunțat demisia directorul loteriei, Manolache, cu mult mai multe decât dacă am vorbit despre dosarul Microsoft, ADS sau despre orice altceva, pentru că a venit la slujbă și vine de mulți ani și o să vă spună de cât timp vine împreună și o să ascultați o poveste uluitoare, de data asta nu despre vreun politician sau om de afaceri sau despre vreo rețea infracțională, ci despre Mănăstirea Putna și povestea lui Alex Căutiș și a soției sale aici la Mănăstirea Putna. Bună seara, Alex! Bună seara! Ești emoționat în seara asta, mult mai emoționat decât ești în platou. Nu știu cum să descriu ceea ce simt. Tremur, deși mi-e atât de frig, tremur de emoție. Și cum bine ai spus, dacă făceam o investigație și trebuia să o prezint telespectatorilor, aș fi mers șnur în ceea ce aș fi avut de spus. Acum, fiindcă urmează să mă adresez mai mult sufletelor oamenilor care urmăresc această emisiune, emoția m-a copleșit. Îmi cer scuze. Vom vorbi despre asta, Alex, rămâne alături de noi aici, pentru că Părintele Crisostom ne introduce puțin în taina învierii și în taina acestor săptămâni și zile unice. Părinte, ce înseamnă această slujbă? În primul rând, ce este acum? Ce se întâmplă în biserică în acest moment? În acest moment, în biserică este slujba deniei prohodului Domnului nostru Iisus Hristos. În cuvinte mai simple, am putea să spunem că este momentul în care omenirea plânge punerea în mormânt a Mântuitorului și plânge nu atât plecarea dintre ei, a unui om ca ei, a unui om pe care ei nu l-au cunoscut ca fiind Dumnezeu, dar mai ales plâng nevinovăția care intră, iată, acum în mormânt. Prohod, așadar, înseamnă plângere, înseamnă tânguire. A se tângui este o calitate a sufletului uman. Omul, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a fost făcut de Dumnezeu ca un instrument de cântat, un instrument combinat din două instrumente de suflat și cu coarde, însă stilul de a cânta este tânguit, molcom. Și interesant este că numai poporul nostru român cunoaște un termen care definește precis acest fel de a cânta a sufletului omenesc, și anume doina. Așadar, poporul nostru românesc știe, simte, dinainte de a se fi născut părinții lui, dacă îmi permiteți un joc de cuvinte, nu de putere, simte ce înseamnă să fii ortodox, pentru că a fi ortodox nu este pentru el, pentru români, o opțiune. Este pur și simplu firea lui. Și acum, în perioada aceasta, firea omenească se reașează în făgașul său firesc, să spunem, făgașul pe care Dumnezeu l-a pus de la bun început. Dumnezeu, când l-a creat pe om, nu l-a creat după un gând oarecare, după un calcul oarecare, ci l-a creat din iubire. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că iubirea din cadrul Sfintei Treimi s-a prelungit în lume, aducând la ființă pe om. Așadar, sufletul omenesc este rodul iubirii. Eu cumva m-am amuzat, vă spun sincer, când am auzit că emisiunea care urmează să mă găzduiască și pe mine se numește Jocuri de Putere, tocmai acum, în săptămâna patimilor, tocmai acum când smerenia, când umilința, când nevinovăția, când vulnerabilitatea sunt cele care sunt scoase la lumină. Și am stat un pic și m-am gândit, pentru că Dumnezeu nu îngăduie orice, oricând, oricum. Și dacă Dumnezeu a îngăduit lucrul ăsta la Putna, înseamnă că are El o rânduială bună care se lucrează în inimile tuturor. Și atunci, gândindu-mă așa, mi-am dat seama că, de fapt,
acum este momentul în care omul poate să vadă ce este cu adevărat puternic, ce înseamnă cu adevărat putere în viața, în viața lui intimă, dar și în viața de zi cu zi în care se află ca ființă socială. Și puterea aceasta nu poate să fie alta decât aceea care vine din iubire. Postul nu este așa cum de obicei se grăbește lumea să-l considere, o urmare a păcatului, o urmare a căderii lui Adam. Nu. Postul trebuie și ca orice altceva din viața noastră duhovnicească, trebuie măsurat, trebuie cântărit, trebuie analizat din punctul de vedere al iubirii lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu, iubitor fiind, iubire fiind, să pedepsească pe cel pe care l-a creat din iubire? Și atunci când Mântuitorul a fost întrebat de ce ucenicii lui nu postesc, pe când ucenicii lui Ioan Botezătorul și al fariseilor posteau. Este foarte interesant că aceste două categorii s-au întâlnit aici, au găsit un punct comun. Ucenicii lui Ioan Botezătorul și ucenicii fariseilor au fost scandalizați că ucenicii Mântuitorului nu posteau. Și au întrebat ucenicii tăi de ce nu postesc și l-au zis: atâta vreme cât este mirele cu nuntașii ei pot să se întristeze? Dar va veni vremea când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti și ei și se vor întrista. În februarie am avut o sărbătoare care se cheamă Întâmpinarea Domnului, moment în care Mântuitorul ca prunc a fost adus la templu. Și este legea în credința iudaică ca primul născut să fie răscumpărat, pentru că primul născut de parte bărbătească aparține lui Dumnezeu. Și atunci se aducea preț de răscumpărare. Un berbec pentru cei care aveau posibilități materiale mai mari, sau doi pui de porumbel, sau o pereche de turturele. De ce pui de porumbel îmi putem înțelege foarte ușor de ce? Nevinovăția, curăția încă din fașă, din mugur, este subliniată de un porumbel. Dar de ce turturele și de ce pereche? Pentru că turturelele sunt cele care arată legătura de iubire pe veci. O turturea, dacă rămâne singură, dacă îi moare perechea, nu se va mai pune niciodată să cânte pe o creangă verde, ci numai pe creangă uscată. Pentru că nu vrea să se mai bucure vreodată sau nu mai socoate a fi bucurie nimic în afara traiului în comun. De aceea și noi purtăm haine negre, nu pentru că am fi făcut cine știe ce păcate, deși tot omul este păcătos, ci pentru că mirele nu este cu noi. Ținem așadar un fel de doliu, zic un fel de doliu, pentru că nu orice doliu este și ortodox. Doliu ortodox este cel care este asumat ca fiind temporar. Noi ținem o perioadă doliu până când mirele se va întoarce la noi sau noi ne vom duce la el. Așadar, postul este o așteptare a mirelui. Postul este o renunțare de bunăvoie a unor plăceri permise, evident, plăceri pe care însă noi nu știm să le luăm, să le primim decât împreună cu persoana iubită. Și până când persoana cea iubită nu va fi cea mai iubită, nu va fi cu noi, nici noi nu vrem să ne bucurăm în mod deplin. Iar postul mare a fost până în Duminica Floriilor. Din Duminica Floriilor postul mare încetează, pocăința încetează, pentru că postul mare ne-a adus până aici. Postul mare a avut ca rol de a ne arăta exact ceea ce v-am spus mai înainte, și anume că lupta noastră este de fapt de a fi cât mai aproape de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne vrea atât de mult să fim mai buni, cât ne vrea să fim mai aproape. Și postul mare la această înălțime a cunoașterii ne-a adus. Așa încât în Duminica Floriilor, când Mântuitorul intră în Ierusalim, călare pe mânzul unei asine, el dă, răstoarnă, dacă vreți,
imaginea pe care am avut-o la începutul postului, care au început cu Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Dumnezeu, care părea atunci foarte aspru, foarte, cum să spun eu, inflexibil, care nu s-a uitat, ci l-a alungat pe om din Rai, iată-l că vine acum, conform prorociei lui Zaharia, care zice: nu te teme, fiica Sionului, că iată împăratul tău vine blând, șezând pe mânzul Asinei, pe fiul celui de sub jug. Și el a fost lăudat în special de către copii, cum spune o altă prorocie, din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă. Copilul care nu cunoaște fățărnicie, copilul care traduce totul în iubire, acela a fost primul care a început să-L laude pe Hristos și după el și ceilalți. Săptămâna patimilor, care urmează așadar postului mare, este o perioadă cu totul deosebită. Cea mai importantă săptămână din, aș vrea să spun, din toată viața noastră, însă eu cred că este mai importantă decât împărăția cerului. E îndrăzneț ce spun eu acum, însă am să vă zic de ce. Sfântul Ioan Gură de Aur spune la un moment dat așa: știți că anul acesta este închinat Sfântul Ioan Gură de Aur. El zice: mai presus decât a scăpa de chinurile iadului, mai presus decât bucuria raiului, mai presus decât toată împărăția cerului la un loc, este să-L iubești pe Dumnezeu și să fii iubit de El. În săptămâna asta iese la iveală iubirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în săptămâna asta Hristos a spus două lucruri extraordinar de tragice, de dureroase, extraordinar de profunde și și pline de o chemare, aș putea spune chiar neputincioasă, pentru că El a zis așa: întristat este sufletul meu până la moarte. Și celălalt lucru pe care l-a spus a fost acesta, pe care l-a spus ucenicilor la cina acea de taină: voi ați rămas alături de mine în încercările mele. Cred că ar trebui să spunem puțin ce se întâmplă acum. Da, vă rog. Vă rog. Auziți clopotele, au început să bată. Acesta este momentul în care Sfântul Epitaf, care reprezintă acoperământul de pe mormânt al Mântuitorului, și în această slujbă reprezintă chiar pe Mântuitorul după ce a fost pogorât de pe cruce, este luat și purtat în procesiune până pe Sfânta Masă. Și va fi luat din biserică, se va înconjura biserica, timp în care se vor rosti câteva ectenii, câteva cereri de rugăciune pentru popor, pentru pace și liniște. Și după aceea, Sfântul Epitaf va fi ținut deasupra credincioșilor, iar credincioșii vor intra pe sub el, sărutând Sfânta Evanghelie, după care acest epitaf se va așeza pe Sfânta Masă, pe Sfânta Masă care reprezintă mormântul Mântuitorului. Este așadar momentul în care omenirea îl însoțește pe Hristos pe drumul către mormânt, pe drumul către iad. Și dacă Hristos a spus: eu sunt ușa, prin mine dacă va intra cineva, va afla pășune, și va intra și va ieși și pășune va afla, cum spune Sfântul Evanghelist. Iată că intrarea credincioșilor pe sub Sfântul Epitaf arată trecerea prin această ușă, prin această ușă care reprezintă moartea lui Hristos. Așadar, intrarea în viață se face prin moartea lui Hristos. Cum spune Sfântul Pavel, că noi purtăm în trup omorârea lui Hristos
pentru ca și viața Lui să se arate în trupul nostru. Aceeași cântare care se cântă la mormântarea oricărui creștin, se cântă și acum. Vă spuneam că să revin. Da, și de câte ori se înconjoară biserica și care sunt semnificațiile, aș vrea să le... O singură dată se înconjoară. Se înconjoară, vedeți, în sensul acelor de ceasornic, adică în sensul în care răsare și apune soarele. Este un simbol păstrat încă din vremuri precreștine, dar căruia creștinii i-au acordat o semnificație aparte, și anume drumul de la moarte la viață. Și acum se fac ectenii pentru toate cele trei cete pământești, pentru cler și popor. Încă ne rugăm pentru binecredincioșul. Semnificația este aceea pe care v-am spus-o mai înainte. Mergerea alături de Mântuitorul Hristos pe drumul Lui către moarte, către iad, către înviere. Practic, după asta slujba se încheie, se intră în biserică. După aceea, după ce se cântă Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, ultima cântare înainte de a intra Sfânt Epitaf în biserică este: mergi la cer și te așează lângă Tatăl Salvator, tu ce lași în urmă pace, Iisuse Salvator, lângă Tatăl Creator. Și după aceea se așează patru părinți, ținând deasupra capetelor credincioșilor Sfânt Epitaf, și Părintele Stareț, ținând în mână Evanghelia, stă alături, iar credincioșii intră pe sub acest epitaf, sărutând Evanghelia, și în timpul acesta se cântă cântarea care noi o numim a dreptului și Sfântului Iosif, când a cerut trupul de la Pilat. Și zice: dă-mi pe acest străin, dă-mi pe acest străin. Și această cerere se tot repetă: dă-mi pe acest străin, dă-mi pe acest străin. Arătând că Hristos a venit ca un străin, pleacă ca un străin, fără însă a dori lucrul acesta. De aceea și Hristos le-a cerut ajutorul ucenicilor și le-a spus: întristat este sufletul meu până la mormânt, rămâneți și privegheați alături de mine. Lucru care s-a întâmplat în ziua de ieri. Și de aceea săptămâna patimilor stă sub semnul acestor cuvinte: pocăința încetează, pentru că acum, în săptămâna aceasta, nu mai contează ce trăiesc eu. Păcatele mele nu că trec pe locul 2, nu mai au absolut nicio relevanță. Acum este vorba doar de Hristos. Acum este drama Lui, este tragedia Lui pe care El și-a asumat-o pentru mine. Și acum datoria mea este să fiu și să rămân alături de El în încercările Lui. Pentru că acum se desăvârșește acea iubire pe care Hristos ne-a arătat-o atunci când s-a născut. Hristos a ales să se arate oamenilor sub chipul unui prunc. Pruncul este cea mai vulnerabilă ființă de pe acest pământ. Până și puii animalelor se pot descurca singuri. Dar puiul de om nu se poate descurca. El are nevoie de toată iubirea existentă atunci. Și s-a arătat sub chipul unui prunc ca să arate că cea mai importantă caracteristică a iubirii este vulnerabilitatea. Și vulnerabilitatea, dacă ți-o asumi, până la jertfa conștientă, devine cea mai mare putere. Din cer și de pe pământ.
De aceea am zis că totuși titlul emisiunii dumneavoastră își găsește acum o semnificație aparte prin aceea că iubirea aceea jertfelnică se arată astăzi a fi de fapt izvorul puterii adevărate. Acel prunc îl vedem astăzi jertfindu-se pentru cei pe care el i-a considerat și pentru că și sunt frați și prieteni ai lui. Acum, înainte de a intra în Ierusalim, Mântuitorul a făcut un gest. După ce l-a înviat pe Lazar, a găsit un smochin. Și smochinul acela era plin de frunze și spune Evanghelia că a flămânzit Mântuitorul și a căutat printre frunzele acestui smochin rod ca să mănânce, dar n-a găsit. Și atunci Mântuitorul l-a blestemat pe acest smochin să nu mai facă rod în veci. Și când au trecut în următoarea zi, au văzut că se uscase până în rădăcină. Deși spune Evanghelia că nu era vremea smochinului să dea roade. Nu era încă vremea să dea roade și totuși Mântuitorul a căutat că nu era vremea lui și l-a și blestemat pentru că n-a găsit. Această pildă ne este pusă înainte în prima zi din săptămâna patimilor. Pilda smochinului neroditor. Și denia din prima denie este închinată acestei pilde. Aici se arată faptul că Dumnezeu se ocupă și de natura înconjurătoare, însă El are permanent în vedere pe om. Tot ceea ce face, face ca omul să înțeleagă că El îl iubește și că El îl iubește cu o iubire deplină, necondiționată. Smochinul neroditor îl simbolizează pe cel care nu înțelege că el este ridicat la o demnitate mult mai mare decât a îngerilor, pentru că el a fost creat ca să stea la dreapta lui Dumnezeu și să lucreze împreună cu el, așa cum lucrează un fiu alături de tatăl său. Ori acest fiu, la fel ca și tatăl, ca și tatăl lui, nu înțelege decât să lucreze cu timp și fără timp. Nu există moment în care iubirea dintre tată și fiu să înceteze. Nu există un moment în care tatăl să nu-și iubească copilul. Nu există moment în care copilul să gândească că acum nu trebuie să-l mai bucur pe tatăl meu, acum pot să fac o pauză și să nu mai comport ca fiu al lui. Asta arată în primul rând smochinul neroditor, să ieșim din comoditatea noastră de zi cu zi și să lucrăm cu timp și fără de timp. Și ne mai arată un lucru, și anume că cel mai mare dușman al nostru este închipuirea de sine și slava deșartă, cum a spune cineva așa un pic mai hazliu, dacă n-ai rod, de ce te dai înfrunzit? Știți? Și asta s-a pus în prima zi din săptămâna patimilor, pentru că o să vedeți că încet, încet, scopul este să ne smulgă din cercul acesta mic și strâmt, cum spunea Eminescu, și să ne așeze înapoi în timpul lui Dumnezeu. Pentru că a doua pildă, a doua denie, este denia celor 10 fecioare, când se vede că cele 10 fecioare care și-au împodobit candele și care au ieșit să-l aștepte pe Mire, să-l întâmpine, s-au confruntat cu o situație neașteptată, pentru că Mire le-a întârziat și ele au adormit. Și adormind ele, la miezul nopții s-a făcut strigare și a zis: iată, Mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui. S-au deșteptat toate fecioarele, 5 însă dintre ele, pentru că nu luaseră un de lemn în surplus, s-au văzut în imposibilitatea de a mai ține candelele aprinse. Și atunci s-au dus la celelalte 5
și le-au cerut, dați-ne din unde lemnul vostru. Și le-au zis, păi dacă vă dăm, nu o să ne ajungă nici nouă, nici vouă, așa că duceți-vă și cumpărați la cei ce au. Plecând ele să cumpere, a venit mirele, ușa s-a închis, după mire și cele cinci fecioare. Și când au venit cele cinci fecioare care au rămas fără ulei, au bătut la ușă și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Și Mântuitorul le-a spus, adevărat vă spun vouă, eu nu vă cunosc pe voi. În această sentință a Mântuitorului stă, zic eu, cel mai mare tragism al sufletului omenesc, în momentul în care se va întâlni cu Mântuitorul, cu Creatorul său. Mai bine este să auzi din gura Mântuitorului, du-te de la mine în focul cel mai din afară sau în întunericul cel mai din afară, că tu nu ai lucrat cele bune și cele rele, mai bine să auzi asta decât să auzi, nu te cunosc pe tine. Pentru că mântuirea înseamnă să șezi împreună cu Dumnezeu în casa Lui, în casa Tatălui. Ori nu poți să-ți unești veșnicia cu un străin, așa încât nevoința noastră cea mai mare este să ne construim această relație cu Dumnezeu, să ajungem să-L cunoaștem și să ne cunoască, să-L lăsăm să fie părtașii vieții noastre, ca și El să ne lase pe noi să fim părtași vieții Lui. De aceea trebuie să intrăm, cum am zis, în timpul Lui. Vedeți, un pas încă o dată mai înalt decât cel dinainte, dar ne apropie încet, încet de acest moment de astăzi. Și până când va veni momentul, mai am puțin timp să spun și următoarea pildă de miercuri, de nea de miercuri, care este închinată femeii celei păcătoase care au uns cu mir picioarele Mântuitorului. Mântuitorul se afla în casa unui fariseu, Simon, și a venit o femeie păcătoasă și a cu un vas de alabastru cu mir, un mir foarte scump, și l-a vărsat peste Mântuitorul și a început să spele picioarele cu lacrimile ei, să șteargă cu părul capului ei. Și atunci fariseul a început... Trebuie să ne întoarcem, luăm o foarte scurtă, îmi cer scuze că vă întrerup, dar e o transmisiune televizată, primim foarte multe mesaje, mă bucur că vă oferim această bucurie și Putnav, de fapt, și Ștefan Cheminescu și toți acești părinți vă oferă această bucurie, nu noi, doar noi suntem mijlocitorii și ne bucurăm că putem fi. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate aici la Putna, unde continuă această slujbă absolut miraculoasă. Până atunci, o rugăciune în liniște, faceți o rugăciune și gândiți-vă la ce ați greșit și mai ales la ceea ce veți face. Ia uitați-vă ce pui de oameni aici la Putna, care au venit și care vor trăi în spiritul ortodoxiei, în spiritul creștinătății, în spiritul credinței străbune de aici până la adânci bătrânețe. Uitați-vă la ei, pui de oameni. Ne întoarcem după câteva minute de publicitate. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noastră directă de aici, Părintele Crizostom, s-a înconjurat biserica, Părintele Crizostom ne vorbește din punct de vedere religios ce înseamnă și din punct de vedere creștinesc ce înseamnă această săptămână, din punct de vedere al trăirilor, din punct de vedere al semnificațiilor. Părinte Crizostom, am ajuns la ziua de miercuri. Miercuri. Și în ziua de miercuri spuneam că se sărbătorește, se scoate înaintea ochilor noștri duhovnicești pilda cu femeia cea păcătoasă, care a vărsat un vas de alabastru cu mir și plângând spăla picioarele Mântuitorului cu lacrimile și ștergea picioarele lui cu părul capului ei. Și acel fariseu pe nume Simon cugeta în sinea lui, dacă omul ăsta ar fi cine spune că este, ar ști că femeia asta este păcătoasă. Adică n-ar lăsa-o să se atingă, să nu se spurce. Și Mântuitorul, cunoscând cugetul lui, i-a zis, Simone, vreau să te întreb ceva.
Ceea ce spune învățătorile. Sunt doi oameni care aveau datorie la un singur om. Unul avea 5.000 de talanți, unul 50.000 sau 550.000, diferență foarte mare. Iar acel om i-a iertat pe amândoi. I-a iertat pe amândoi și zice, Mântuitorul întreabă, cine crezi tu că l-a iubit mai mult pe cel care i-a iertat? Și Simon îi răspunde, desigur că cel căruia i-a fost iertat mai mult. Și a zis, așadar, uite, am venit în casa ta, tu apă de spălat pe picioare nu mi-ai dat, dar femeia asta n-a încetat să-mi spele cu lacrimile ei picioarele mele. Sărutare tu nu mi-ai dat, dar ea nu contenește să-mi sărute picioarele. Și zice, de aceea îți spun că iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Și cui se iartă puțin, puțin iubește. Cui se iartă mult, mult iubește. Așadar, este ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, că Dumnezeu face orice ca noi să-L iubim. Nu are alt scop decât iubirea. Și iubirea este pusă, iată, în mijlocul săptămânii patimilor, ca și criteriu. Pentru că, așa cum zicea un părinte al bisericii noastre, dacă vrei să iubești pe cineva, trebuie să trăiești viața lui. În săptămâna aceasta, omul întreg, omul cu o mare, este chemat să trăiască viața lui Hristos. Așa cum El a venit să ia moartea omului asuprăși, tot așa omul este chemat astăzi, acum, să trăiască moartea lui Hristos. În joia patimilor am fost împreună cu Mântuitorul Hristos la cina cea de taină. Am fost alături de El în grădina Ghețimanii atunci când El a arătat că nu este un păcat ca să fii neputincios. Nu este o greșeală să-i mărturisești lui Dumnezeu, Doamne, e prea grea crucea asta, dacă poți ia-o, dar dacă nu, fie mie cum voiești Tu. Am asistat în același timp și la vânzarea Mântuitorului de către Iuda. Și după aceea am intrat în vinerea patimilor, când Mântuitorul a suportat, a suferit și bătăi și scuipări și loviri și cruce și moarte pentru mântuirea noastră, așa cum spune opusul slujbelor noastre ortodoxe. Și acum în biserică, este momentul în care Mântuitorul este pus în mormânt. Și tânguirea întregii omeniri este reprezentată, este strigată de către cântările care se aud în toate bisericile noastre românești. Urmează cea mai adâncă zi, Sâmbăta Mare sau Sâmbăta Tăcerii, în care cântarea centrală începe cu aceste cuvinte: să tacă tot trupul omenesc, căci împăratul tuturor este astăzi în mormânt. Sâmbăta aceasta, cei care nu sunt în marile aglomerări urbane știu ce spun, ceilalți cu părere de rău, puțin spus, cu durere o spun, că am fost și eu în aglomerări urbane și am pierdut această simțire, această trăire extraordinară, care aici, la Putna, mi s-a accentuat până într-acolo încât am fost pur și simplu propulsat din lumea asta în timpul Mântuitorului. În ziua de mâine, într-adevăr, parcă toată natura încremenește. Pentru că Mântuitorul se pogoară la iad. Pogorârea Mântuitorului la iad însă nu este așa cum o văd alte confesiuni creștine. Nu este nici durere, nu este nici chin, nu este tortură, cum spun unii protestanți, ci este bucurie. Este bucuria ortodoxului, acea bucurie așezată, acea bucurie cu minte,
care nu cunoaște euforie, care nu cunoaște ieșire din limite decât pentru a da bucurie celorlalți, dar nu pentru a se pierde cu firea. Căci Mântuitorul, prin pogorârea la iad, a dus bucuria chipului său celor care l-așteptau acolo. Și în primul rând, lui Ioan Botezătorul, care îl aștepta în iad. Primul locuitor al Raiului a fost tâlharul de pe cruce. N-a fost Ioan Botezătorul, n-au fost sfinții proroci. Tâlharul de pe cruce a fost primul locuitor al Raiului. Și coborârea Mântuitorului la iad a fost aducerea acestei bucurii a celor care înainte de noi au așteptat venirea Mirelui. Întâlnirea, prima întâlnire a Mirelui cu sufletele care îl iubesc se întâmplă începând de acum și în ziua de mâine, în săptămâna, în Sâmbăta Mare, Sâmbăta Tăcerii, bucurie care se va răsfrânge și asupra noastră în slujba învierii. Și atunci, la noi, la ortodoxi, o să vedeți că icoana care reprezintă învierea este icoana pogorârii la iad. Când Mântuitorul se vede în iad, trăgându-i de o parte și de alta pe Adam și pe Eva din iad, cu o mână pe Adam și cu cealaltă mână pe Eva. Pentru că la noi, la ortodoxi, învierea este contopită cu pogorârea la iad. În icoanele catolice, de exemplu, o să vedeți învierea reprezentată de înălțarea Mântuitorului din mormânt, înălțându-se la cer și ținând în mână un steag alb, semn al biruinței, pentru că ei unesc înălțarea cu învierea. Noi unim pogorârea la iad cu învierea, pentru că noi înțelegem că în suferință este ascunsă bucuria și înțelegem bucuria ca răsplată a suferinței. Iar săptămâna luminată care urmează sărbătorii Paștelui este prelungirea acestei iubiri și semnifică ziua a opta. Dacă șapte, ziua a șaptea reprezintă desăvârșirea, aici pe pământ ziua a opta înseamnă veșnicia. Înseamnă trăirea împreună cu Dumnezeu în timpul Lui, fără a ne mai întoarce în timpul nostru. Și de aceea săptămâna aceea se cheamă Săptămâna Luminată, pentru că lumina lui Hristos este acea lumină care nu poate fi acoperită de întuneric. Drept pentru care noi în slujba de înviere zicem: ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviem împreună cu tine. Pentru că Dumnezeu nu știe decât să dea iubirea sa și El nu face așa cum facem, din păcate, noi oamenii, nu dă ceva ce are, El se dă pe sine, El dă ceea ce este și El este iubire, iar noi nu putem face altceva decât să întoarcem această iubire. Cum spunea o fetiță de 9 ani, a fost întrebată ce înseamnă să ai credință. Și ea zice așa: Dumnezeu ne-a dat nouă viața, iar noi, dacă avem obraz și scrie în paranteză, adică credință, i-o dăm înapoi. Foarte frumos. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, Părinte Crizostom, pentru aceste cuvinte și pentru această explicare a ceea ce înseamnă taina învierii, taina Vinerii Mari, a zilelor din Săptămâna Mare, Săptămâna Luminată. Alături de noi, în această ultimă parte, vor fi ieromonahul Ieremia și colegul meu Alex Căutiș, care vă va vorbi de experiența sa personală la Putna și de ce se găsește aici, de ce se află aici, venind 530 de kilometri de la București. Încă o dată mulțumim din tot sufletul pentru... Un singur lucru vrea să mai spun, că acum, Părinte, aud iarăși acea cântare extraordinară: dăm pe acest străin. Aș vrea să spun,
săptămâna patimilor, care iată se termină și vreau să spun că aceste zile se desfășoară cu o rapiditate extraordinară, pentru că această rapiditate simbolizează febrilitatea așteptării întâlnirii iminente cu Mirele. Și vreau să spun acest lucru, că săptămâna patimilor aceasta și toate celelalte pe care ni le va mai da Dumnezeu și toată viața noastră să aibă acest scop, acest scop ca să nu mai fie considerat Hristos ca un străin, să nu mai zică nimeni, dăm pe acest străin. Da, foarte frumos. Priviți imagini din interiorul mănăstirii Putna, mănăstire a cărui ctitorie, piatră de temelie, a fost pusă în urmă cu aproape 550 de ani, fără un an, practic, în 1466. Ni se alătură în acest pridvor al casei călugărilor de aici, de la Putna, ieromonahul Ieremia, mulțumindu-i părintelui Crizostom. Urmăriți imagini din că oameni de noi, părintele ieromonah Ieremia și colegul nostru Alex Căutiș. Părinte ieromonah, ne bucurăm că vă avem alături de noi. Și eu mă bucur. Și cred că toată țara și toți cei care ne privesc se bucură de asemenea. Spuneți-ne, de ce ați ales Putna sau cum v-a ales Putna pe dumneavoastră și când ați venit prima dată aici? Eu cu sfârșitul, că mi-e mai ușor. Prima dată am ajuns aici când, se pare, am avut o olimpiadă națională la Suceava și ne-au dus în excursii la mănăstiri și țin minte foarte bine când am călcat pragul mănăstirii. Era prin 96 sau 97, nu mai țin minte. După aceea, prin 2000-2001, mai am luat o pauză și am venit în 2007, de tot. Sunteți din 2007 aici, aici. La mănăstire. Cum v-ați apropiat? Cum v-ați apropiat? Ca trăitor sunteți din 2007. Da. Iar cum am ajuns aici, intru într-o taină a sufletului meu, dragă mie. Am fost trimis aici de părintele meu de suflet, părintele Arsenie Papacioc. Poate mulți ați auzit de dânsul. Cum să și el, multele discuții pe care le-am avut, la un moment dat, aparent, fără, când îi mai spuneam eu gândul ăsta de a merge la mănăstire, mi-a zis la Putna să mergi. Aia, continuăm cu alte discuții. De ce a zis părintele Arsenie Papacioc? Pentru că părintele Arsenie Papacioc, alături de părintele Cleopa, de părintele Argato, este unul dintre mari sfinți părinți ai Bisericii Ortodoxe. De ce a ales părintele Galeriu? Pentru părintele, Putna era una dintre cele mai duhovnicești locuri, cele mai duhovnicești mănăstiri. Îl cunoștea bine pe părintele Stareț, Arhimandritul Melchisedec, și așa a simțit el.
A simțit că vi se potrivește. Da. Și cum ați ales? Dumneavoastră ați făcut, ați fost olimpic, ați fost olimpic național. La ce? Matematică. La matematică. Și cum ați ales? Cum v-ați dus spre zona spirituală? Ei, aici răspunsul este mare, este părintele Arsenie. Asta a fost întâlnirea vieții mele, pot să spun. El, cu toate îndoielile pe care le aveam la adolescență, fiind și rațional din fire și, na, de toate unde teoriile, sunteți, din Constanța, din Constanța. Și având toate acele îndoieli, mi-era greu oarecum să mă apropii. Necazurile ne-au apropiat, dar întâlnirea decisivă a fost aceea cu părintele Arsenie. Și când mă duceam cu îndoielile mele, pe care orice tânăr le are și orice om poate, și mai ales că sunt amplificate de multe teorii la modă, pe care le prindem în aer, sau la televizor, sau oriunde, dar când mă duceam cu acele îndoieli la părintele, nu-mi răspundea nimic. Dar doar simplu fapt că îl vedeam, se topeau. În el era o dovadă că Dumnezeu există, mult mai puternică decât toate argumentele împotriva existenței lui Dumnezeu. Și ca să înțelegeți de ce, că nu e ceva supranatural, vedeam un om la 80 ceva, 90 de ani, 60 de ani își dedicase viața lui Dumnezeu. Și nu era nebun. Era limpede la privire, chiar foarte pătrunzător și foarte senin, foarte bucuros. Și am zis, măi, omul ăsta, dacă și-a dat 60 de ani din viața lui Dumnezeu și nu e nebun, trebuie că Dumnezeu există. Da. Dar sunt și altele care... Vreau să vorbim despre toate acestea, dar vreau să-l întreb și pe colegul nostru și prietenul nostru, Alex Răutiș. Alex, m-am bucurat mult, m-am bucurat mult să te găsesc aici la Mănăstirea Putna, mai ales alături de frumoasa ta familie, de cei trei copilași, mai ales că unul poartă un nume care mie mi-e foarte drag. Numele tău. Da, e un nume foarte frumos. Zic eu, mai ales aici în Bucovina, mai ales aici în Moldova, și le mulțumesc părinților mei, mamei și tatălui, pentru acest nume. Cred că numele ajută mult în viață, pe mine cel puțin m-a ajutat. Alex, când ai venit prima dată la Putna? Păi, apropo de experiența părintelui aici de alături, prima oară am venit în anul întâi de facultate. Și am avut atunci un moment inexplicabil. M-am rugat, apropo de ce spunea părinții de mai devreme, m-am rugat la mormântul lui Ștefan sau lângă mormântul lui Ștefan, nu știu, ca orice tânăr, să am o familie. Și să știi că mi-am imaginat familia pe care o am acum. Ți-am făcut această mărturisire astăzi ție și tu ai insistat să o fac și public, mărturisirea aceasta. Da, pentru că e una foarte frumoasă și foarte sinceră. Este, te asigur că este foarte sinceră și... Bucuria ta de a fi eu aici, să știi că o resimt eu mult mai mult, pentru că am ocazia să spun acest lucru acum și este ca un răspuns de mulțumire pentru ce mi s-a întâmplat mie în viață și datorită venirii mele la Putna în acel deci prim, na, prim an de facultate. Deci ai găsit-o pe soția ta și te-ai gândit atunci că vei trei copii. Mi-am imaginat și culoarea ochilor lor. Și așa s-a împlinit, să știi. Nici eu nu sunt nebun, așa cum nici părintele Arsenie Papacioc, care 60 de ani îl zise pe Dumnezeu, nu era nebun. Dar ieri când am ajuns aici, să știi că am mai avut o revelație fantastică și inexplicabilă. Respirând, prima oară când am coborât din mașină și am respirat aerul de aici, am regăsit acea senzație pe care am avut-o prima oară când am venit la Putna, cum spuneam, în anii studenției. Un miros, dar nu miros, cum să spun, aerul, îl gustam într-un fel. Repet, nu sunt nebun, sunt un tip rațional. Părintele care a fost olimpic la matematică și are studii aprofundate de matematică, cred că are toată încrederea în ce spun acum, că nu trebuie să fii nebun ca să ai aceste revelații. Și de ce alegi Putna? De ce ai venit la Putna? Ai fost la mai multe mănăstiri, nu doar Putna. Am fost la mai multe. L-am cunoscut și pe părintele Arsenie Papacioc la un moment dat. Cred că am ales această mănăstire datorită unui părinte care acum mi-a împrumutat haina lui de călugăr. Un om deosebit. Da, m-a rugat să nu-i spun numele, dar pot să spun că a fost mai devreme în studio, dar fără să-i spun numele. Dar îi spun deci, eu ții, pentru că mi-e tare drag. Nu te rog să nu spui că i-am promis că nu-i spun numele, dar a fost mai devreme în studio. E primul părinte care a fost aici și mie mi-e tare drag, să știți. Așa îl resim. Am mai întâlnit această comunicare doar într-un singur caz, în cazul Părintele Mitropolit Macarie. Părintele Mitropolit Macarie, care în momentul l-am cunoscut la un botez, eu eram nașul acelei fetițe și
s-a legat o prietenie, o relație între noi uluitoare, pentru că un om de o sinceritate este mitropolitul țărilor nordice. Un om deosebit, cel mai tânăr mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române. Și care iubește foarte mult Putna, iubește foarte mult această arhiepiscopie, această mitropolie și pe românii de peste tot. Și a făcut lucruri minunate și în Marea Britanie și aici. Țineam să vorbesc de dânsul aici, dar exact asta am simțit eu, vorbind de ceea ce îmi spui. Și ai venit acum cu familia. Până când rămâneți la Putna? O să stăm toată perioada de Paște aici. Și chiar i-am dus pe copii, le-am arătat locuri pe care le-am bătut cu pasul, mănăstirile din preajmă la care am ajuns cu pasul în vremurile acelea. Mi-am sunat și prietenii cu care veneam, unii dintre ei sunt în Austria, sunt informaticieni. Părinți, foarte mulți părinți de aici sunt informaticieni de top. Părintele aici alături de noi a făcut studiile în străinătate, dacă nu mă înșel. Spuneți unde ați făcut studiile, părinte? Că e foarte important. Și ce doctorat aveți? În ce... Tot în matematică, asta a fost. Deci are doctorat în matematică părintele aici de față, la o facultate de prestigiu. La Berkeley. Asta înseamnă University of California at Berkeley, da. Iată cum știința, că vorbeam noi în perioada aceea, săptămâna în care se discuta dacă e nevoie de religie la în școală. La Putna. Știința nu exclude, religia nu exclude știința și nici știința religie. La Berkeley, la Putna, părinte. Am zis, via Techirghiol. Via Techirghiol, via părintele Arsenie Papacioc. Și simțiți vreodată că vă încearcă așa demonul, vă încearcă că parcă trebuia să mergeți spre Silicon Valley și nu spre valea asta minunată a Sucevei? Nu, să știți, pentru că eu temele mi le-am făcut înainte să vin aici. Aici n-a mai rămas nimic nerezolvat. Am avut destui ani, toți anii de doctorat, să deliberez și... Și să știți, mulți mă întreabă, măi, dar nu, asta e prima relație pe care o au. Măi, dar așa e irosire și așa o tristețe le simt ei că m-am ratat, de exemplu. Dar... Fiind un vârf, pentru că a fost olimpic, național, apoi a fost dus la doctorat, Berkeley University. Să știți că nu este deloc așa. Și chiar dacă nu fac matematică, toate că puțin am făcut și aici, să știți că se întâmplă ceea ce se întâmplă cu noi toți. Spune un mare părinte al bisericii noastre, părintele Sofronie, că practic tot ce face omul pe pământ, tot, este doar o pregătire pentru o întâlnire personală, față către față cu Dumnezeu. Tot ce facem aici. Și de-aia e bine să facem bine ce facem. Că ne va ajuta la întâlnirea aceasta. Și dă Doamne să ajungem cu toții să plecăm cu credință în suflet. Și atunci tot ce am făcut eu mi-a fost practic de folos, de mare folos, în acest drum nou și mare către Dumnezeu, către întâlnirea cu El. A fost greu atunci când ați ajuns aici sau a fost bucurie? Da, tot timpul e greu. Toate sunt îngemănate. Așa cum aici am bucuria în durerea și suferința crucii se ascunde învierea, așa este pentru fiecare din noi. Bucuria este îngemănată cu tristețea și invers. Cum arată o zi din viața dumneavoastră? În mod normal este centrată pe liturghie. Pentru că asta e dimineața. De la ce oră? Vedeți? Bine, slujba începe la 4:30. Eu am spus momentul culminant al slujbei de dimineață, care toate slujbele de dimineață la noi se termină cu Sfânta Liturghie. Deci asta înseamnă în mod normal în zilele de săptămâni de la 7 la 9. Noi în Sfânta Liturghie îl avem pe Mântuitorul prezent. Așteptarea de veacuri a omenirii este în fața noastră. Și atunci, eu personal prea mult am stat departe ca să ratez vreo liturghie, adică vreo întâlnire cu Dumnezeu. Și atunci, practic, aceasta dă tonul vieții, zilei respective. Participați la fiecare liturghie? Participați da, la fiecare... Doar în cazuri excepționale, nu. Pentru că la liturghie, vedeți, ne aducem toată inima noastră, toată viața noastră, tot ce suntem noi și ai noștri. Și cum făceau oamenii când erau în Evanghelie, duceau ba pe slăbonoc, pe pat, să-l atingă de Mântuitorul. Sau toți mijloceau, care se atingeau de el direct, alții aduceau bolnavii pe tărgi la el, numai să fie în preajma lui. Așa și noi, liturghie, aducem pe toți cei care sunt bolnavi sau dragii ai noștri care sunt în suferință sau care au bucurii în inima noastră și o punem la picioarele Mântuitorului. O atingem inima de picioarele lui
Și așa ei se vindecă sau sporesc în credință, în putere, în bucurie. Da. Și cum arată ziua după ora 9, după ce se termină Sfânta Liturghie? După aceea încep, asta depinde de ascultări. Fiecare ascultările, cam fiecare părinte are mai multe ascultări aici. Personal, eu sunt la primirea oaspeților, la pelerini, cu pelerinii, dar sunt și secretar la Centrul de Istorie, despre care va vorbi probabil Părintele Dosoftei. Și atunci, deci, întreținem legăturile și cu profesorii de istorie, colaboratorii noștri. Deci, sunt multe, multiple proiecte. În care sunteți variază. Nu e nicio zi, practic, la fel, în cazul meu. În cazul meu, da. Și seara la ce oră vă puneți în pat? Ei, și aici variază. Dar mai bine să nu intrăm. Că e în funcție, mai ales acum, cum sunt sărbătorile, sunt și mulți oameni veniți la spovedit sau așa. Deci, variază de la o zi la alta. De obicei noaptea, mai târziu așa. Ziua de Paști, atunci e agitație aici la Nicula și zilele următoare. Nu, e zile, nu sunt zilele liniștite ale mănăstirii. Da. Cum o trăiți? Cum trăiți ziua de Paști? Alături de Mântuitorul. E cu noi. Vedeți, acest post a fost, de-aia v-au spus părinții, postim pentru că s-a luat mirele. Postim pentru că El a plecat. Dar acum, în înviere, e cu noi. El ne-a zis, eu sunt cu voi, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și acum, prin înviere, îl avem cu noi. Și, deci trăim cu noi, cu El. Sunt zile de mare bucurie, dar și oarecum solicitante. Pentru că sunt slujbe la care trebuie să participăm, oameni pe care trebuie să-i primim. Dar El, așa cum El a făcut toate, așa face și noi. Asta este marea taină, să știți. Să știți că e marea taină a credinței noastre. Că noi, Mântuitorul nu a înviat, nu? Și a făcut treaba și s-a dus și acum ne așteaptă, măi, când veniți și voi, vă aștept cu drag, nu știu ce, nu. El e cu noi. Și vreau să vă spun o întâmplare, ca să înțelegeți cine a fost Părinte Arsenie cu adevărat și cam să pricepeți puțin tainele care se ascund într-un suflet credincios și că nu sunt nebun sau nu sunt nebuni, că ei cred. Noi, domnule Rareș, noi credem în Dumnezeul părinților noștri. Părinții noștri nu au crezut în bazme. Nu bazmele ne-au ținut pe pământul ăsta. Că n-a fost ușor. N-a fost o vacanță pentru noi. Niciun timp din istoria noastră n-a fost ușor. Nu bazmele, ci Dumnezeul viu. Și o să vă spun îndată ce înseamnă asta. Acela ne-a ținut și ne va ține în continuare. Și să vă spun direct de la Părintele Arsenie ce i s-a întâmplat lui în închisoare și ca să înțelegeți ce se ascunde într-o inimă credincioasă. Mulți ani de închisoare a făcut, 14 ani și ultimii au fost cei mai cumpliți în perioada comunismului, între 1959-1964. Erau pentru că nu ceda, nu vrea să se lepede de Hristos. L-au băgat la regim de exterminare. Și una dintre plăcerile diabolice ale torționarilor erau să-i pună pe cei recalcitranți la răcitor, adică o celulă la demisol, iarna, geamul deschis, doar într-o... Nu ne frig acum și suntem îmbrăcați, dar ei erau într-o două zeghe de pușcăria, deci practic o cămașă și o ismană, ce aveau ei. Acolo era calculat că în 3 zile mureai. Și Părintele Arsenie spune... Mi-au dat o zi, n-am murit. Mi-au dat 3 zile, n-am murit. Mi-au dat 5 zile, n-am murit. Ultima dată mi-au dat 7, dar m-au scos după 5, pentru că murisere mulți. Numai că Părintele n-a spus, dar după moartea lui, nu vorbea de asta, de minuni sau așa. Că oamenii smeriți nu vorbesc. Cum am vorbit eu în seara asta despre mine, de exemplu. Asta nu se face. V-am rugat noi v-am provocat să faceți asta. Deci Părintele Arsenie n-a făcut aceasta, nu povestea despre întâmplările minunate care i s-au întâmplat, cu toate că era foarte mult întrebat. Nu s-a întâmplat nicio minune în închisoare? Și el răspundea așa cu un zâmbet, s-a întâmplat o minune. În care? Că n-a fost nicio minune. Adică nu s-a deschis ușile sau nu știu ce, dar în adâncimea sufletului lui a fost. Și o maică de la Techirghiol a dat mărturie, anul trecut a apărut în albumul omagial, de la 100 de ani de la nașterea părintelui. Mărturia aceasta extraordinară. Deci în această ultimă condamnare de 7 zile la răcitor, era singur.
spunea că simplu fapt de a sufla în mâini simțea că își dă sufletul. Așa, și era pe viață și pe moarte și la un moment dat când nu mai putea, simțea că se duce, chiar spunea că era curios să vadă cum iese sufletul, ca un om așa, înțeles, n-a putut, dar așa, cu ultima sforțare a zis la un moment dat: Doamne, pentru Tine sunt aici, vezi-mă că pierd, nu mă lăsa, Doamne. Și atunci, spune Părintele, în lumină dumnezeiască și căldură, a apărut Mântuitorul. Dar nu în slavă sau pe tron, cum ne-am imaginat, nu. Ci, spune Părintele, îmbrăcat ca mine, pușcăriaș. Și mai adaugă, și suferind suferința mea. Era lângă El aceeași cruce, aceeași suferință. Ați înțeles? Ăsta e Mântuitorul nostru. Ăsta, de azi, că am vorbit, se potrivește cu ziua de azi, a patimilor. Deci Mântuitorul nostru este alături de noi, mai ales când ne e greu. Niciodată nu suntem singuri. Și de atunci Părintele, bine, și spune Părintele, atunci a zis Părintele, atunci mi-am dat și eu seama că la Dumnezeu timpul nu e ca la noi, că mi s-a părut că doar a fost o clipă și s-au deschis ușile. Deja intrase în veșnicie. Și spune că gardienii care au venit să-mi ia trupul, pentru că ceilalți mulți muriseră, veniseră să ia trupul înghețat, nu l-au mai găsit înghețat, ci era cald, că era încălzit de Harul lui Dumnezeu. Și de atunci i-a rămas și Părintele spunea cu mare dar, cu dor, cuvântul ăsta: veșnicia ascunsă într-o clipă. Iată ce înseamnă o clipă când e cu Mântuitorul. Și să știți că ăsta nu e ceva, spun părinții, al vedea pe Mântuitorul viu. Este un... nu se poate ceva mai mult, pentru că atunci când îl vezi, nu e că ai văzut un om. Ți se împărtășește starea dumnezeiască. Ești lărgit, capezi niște... nu putem noi să spunem ce simt oamenii ăștia, dar o cunoaștere globală, e ceva, o lărgire a Duhului omului, e extraordinară. După asemănarea Dumnezeu omului, te face asemenea lui când îl vezi viu. Ați înțeles ce spun? Deci e un fenomen extraordinar. Că alții au mai văzut pe Mântuitorul în lumină, au văzut lumina lui, cum e Nicolae Steinhardt în pușcărie. Deci a văzut lumina și îi vorbea lumina și era personală, nu era un fenomen de ăsta electromagnetic sau nu știu de care. Deci era personală, era un dialog în lumina aceea. Dar nu l-a văzut pe Mântuitorul viu. Să înțeles că sunt trepte și trepte ale Sfințeniei. Ei, iată, Părintele Arsenie l-a văzut viu. Și avea mare, cu mare încredere și îndrăzneală, spunea. Măi, mai ales monahilor, dar se aplică la toți creștinii. Măi, Hristos iubește să-și taie voia alături de tine în mănăstire. Și așa rezistăm aici, cu El alături. Și așa trebuie noi, fiecare creștin, cu Hristos alături, așa au făcut părinții noștri și strămoșii noștri și au făcut lucruri minunate. Și așa, dacă știm și învățăm acest meșteșug, vom face și noi, cu El alături. Ați văzut? El poartă durerea noastră. Nu s-a dus acolo, nu-i departe, e cu noi. Numai noi să știm. Alex, eu n-aș vorbi despre mine, vreau să profităm că este Părintele aici și vreau să-l rog două lucruri să le mai lămurească. Apropo de faptul că s-a vorbit mai devreme de Ștefan și de întărirea acestui stat, de războaiele pe care l-a dus. Eu știu că bunicul Părintelui a trăit un eveniment important în timpul războiului, care de asemenea l-a adus pe Părintele aici la Pudna, să spun, sau l-a îndrumat să creadă în Dumnezeu. Deși era un fericit doctor în matematică la Berkeley și putea să aibă lumea mirenilor în cele mai frumoase culori. Și acest episod al bunicului aș vrea, dacă se poate, să-l evocați, pentru că are o mare însemnătate, mai ales că s-a vorbit de Ștefan și de întregirea acestui neam. Iar mă provoca să vorbesc despre persoana mea și nu e bine. Dar din ascultare o să o fac. Da, bunicul meu, și bineînțeles că m-a marcat mult, asta în copilărie mai mult, ne povestea mult despre ororile războiului. Așa de mult l-a marcat cât mai tot timpul vorbea despre asta. Și cred că noi toți, care am avut bunici, care au fost în război, tot timpul am auzit poveștile acestea. Și el mi-a spus asta, că înainte să plece pe front, nu știu cine i-a spus,
du-te la Patriarhie în București. Și s-a dus la Sfântul Dumitru, s-a închinat la Sfintele Moaște acolo și preotul de acolo i-a dat o icoană cu Maica Domnului. Ia icoana asta și te va apăra pe front. Și el a crezut cu Evlavie, bine, era om credincios, ca toți v-am spus, Dumnezeu părinților noștri, părinții noștri au avut credință în Dumnezeu. Și s-a dus pe front și după aia spunea toate ororile alea. Și vorbea despre cum, când începeau bombardamentele, era atâta groază, zburau schijele, pământ, îngropa. De atâta groază îți venea să sapi pământul cu mâinile, ca să-ți faci gaură să te bagi în pământ, să te acopere pământul. Și spunea că au căzut, a murit schijă, l-a lovit pe ăla din dreapta, pe ăla din stânga. Și nu a venit. Dar tot timpul vesele, scotea icoana și săruta icoana Maicii Domnului și multă credință a avut. Și bineînțeles s-a întors sănătos acasă și toată viața a avut evlavia aceasta la Maica Domnului și credința în Dumnezeu. Cine v-a insuflat credința în Bunul Dumnezeu? Bunicii, părinții, mama? Vedeți, de aceea cumva e un parcurs la mine toți aceștia, dar nu decisiv. Pentru că în familia mea nu era o viață de biserică apropiată de Dumnezeu. Se mergea la Paști, la Crăciun, cum, din păcate, majoritatea fac așa. Ei, ori acea Paști și Crăciun doar nu-i de ajuns ca să preîntâmpine tragediile care se întâmplă. Și s-au întâmplat, na, lucruri mai neplăcute în familie, cum se întâmplă, din păcat, nu? Divorțuri sunt la ordinea zilei. Și atunci, din cauza necazurilor, după aia mama a început să meargă la biserică, ne-a luat pe noi cu forța. Și am început încet să mă deschid față de Dumnezeu, cu toate aceste moșteniri. Dar, repet, decisiv este întâlnirea cu Părintele Arsenie, pentru că aceasta e cea mai mare minune de pe pământ, domnule Rareș și domnule Alex. Omul sfânt, omul care s-a făcut sălaș al lui Dumnezeu, omul care l-a văzut pe Dumnezeu și îl trăiește, că el de atunci, ca să înțelegeți o metaforă și o să vă spun acum, el de când l-a văzut pe Mântuitorul, păi n-a mai pierdut starea aceea. Numai că în inima lui trăia tot timpul aroma aceea. Și el avea, pentru că n-a povestit niciodată în viață despre asta, dar avea o metaforă, un dialog metaforă, care subliniază foarte bine și ce era el și devenirea noastră în Dumnezeu. Și spunea părintele, îi plăcea să repete dialogul ăsta, imaginar. Ce ești? Sunt o frunză. Ești o frunză? Da, sunt o frunză. Nu, ești trandafir. Nu, sunt o frunză. Nu, ești trandafir, că miroși a trandafir. Nu, sunt o frunză, dar am stat odată lângă un trandafir. Ați înțeles? Deci, foarte frumos. Deci, părintele era un poet, părintele Arsenie, un poet al Duhului. Deci, mireasma aceea a Dumnezeului care se atinge de om, aia nu se mai șterge și rămâne cu noi. Și asta a simțit domnul Alex aici, că Dumnezeu s-a atins de sfinții care au trăit pe pământul ăsta. Și harul lor, că sunt 550 de ani, ați menționat. Sunt 550 de ani și sunt 550 de ani de generații, de călugări, dar și creștini, credincioși care au călcat pragurile mănăstirii. Și oamenii ăia l-au cunoscut pe Dumnezeu. Printre ei au fost mulți sfinți care l-au adus pe Dumnezeu pe pământ și au sfințit locurile acestea. Și această aromă de trandafir o resimțim și noi astăzi. Și ne hrănim și... Datorită ei creștem în credință și mergem și noi pe urmele înaintașilor noștri, cu bucurie. Alex, ce le transmiți celor care au rămas la București, la Cluj, la Constanța sau la în altă parte le a României? Să descopere sau la Barcelona, sau la Roma. Câte o părticică de putnă în fiecare bisericuță din orășelul lor, din locul în care sunt, mai ales cei care sunt departe, pot să meargă în bisericile românești, că sunt biserici românești în foarte multe capitale ale acestei lumi, și să descopere o părticică de putnă, aș spune eu, pentru că eu sunt foarte legat de putnă. Poate alți oameni sunt legați de alte mănăstiri și atunci descoperă părticica din acele mănăstiri pe care le au aproape de sufletul lor. Dar e o părticică, de fapt, din credința creștin-ortodoxă și asta este cel mai bine, o pot face oriunde pe acest glob. E important să te raportezi la un loc al tău, un loc în care ai descoperit acea mireasmă de trandafir de care pomenea și părintele. Care este harul necreat al lui Dumnezeu. Da? Părinte Ieremia, ce le spuneți celor care așteaptă învierea, celor care au trăit postul, celor care se apropie de Dumnezeu, celor care se apropie acum prin această emisiune extrem de urmărită, care este primită cu drag în casele românilor, ce le transmiteți acestor oameni, bunilor creștini?
românilor? Să nu lăsăm pe Mântuitorul Hristos cu mâna întinsă. El a făcut tot ce se putea. A făcut și face. Și îl avem cu noi. Cum a spus domnul Alex, în toate bisericile ortodoxe trăim harul lui. Lucrează prin Sfintele Taine, e prezent pe Sfintele Altare. Îl avem în fața noastră. Așa cum oamenii din timpul lui puteau să-l atingă, puteau să vorbească cu el. Și noi, dar altfel, adică tainic, în limbajul inimii, putem să ne atingem de el, să vorbim cu el și să ne împlinim dorințele noastre, durerile sau idealurile. De să nu lăsăm pe Mântuitorul Hristos cu mâna întinsă, ci să-i apucăm și noi mâna. Asta este, asta vrea el. Să fim cu el. Hristos este cu noi, am văzut-o, v-am spus în cazul Părintelui Arsenie, clar, vizibil, trăit. Și ne-a mai spus ceva, un lucru teribil, care ne salvează de multe angoase. Mi-a zis așa, fără mine nu puteți face nimic. Asta a spus Mântuitorul. Ori, noi dacă ne gândim că vrem să facem ceva, orice din ce a spus dumneavoastră, păi îi spune, Doamne, eu vreau să fac asta, păi trebuie să fii cu mine, că Tu mi-ai zis că fără Tine nu pot să fac nimic. Păi, hai cu mine, hai să fiu cu mine. Du-mă de mână, eu sunt mic, nici n-am credință că trebuie. Ajută, Doamne, necredinței mele, da? Spunea tată din Evanghelie. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ăștia suntem noi. Suntem mici copii, suntem prunci în credință. Dar El are răbdare cu noi. Și să ne ia de unde suntem. Deci, să avem această liniștire, că Dumnezeu nu ne cere nu știu ce standarde. Ne va aduce El acolo. Dar El are doar nevoie de inima noastră deschisă, care să-i primească mâna, pentru că El va face restul. Cu noi. Vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc colegilor mei care au asigurat această transmisie, atât colegilor de la Putna, cei 18 colegi care ne-au însoțit, cât și celor din regia de la București. A fost extraordinar. Primele două zile, plus o înregistrare în timpul zilei de astăzi, transmisia de mâine a nopții de înviere, a slujbei de înviere de aici, de la Putna, pe care o puteți urmări în direct. Vreau să le mulțumesc atât Călinei Berceanu, lui Mihai Moga, lui de asemenea Roxane Ion, Dana Pava, Mihai Avram, Mihăiță, Cristian Arhire, Cătălin Neacșu, Alexandru Mazilu, Costel Ionescu, Alexandru Balabeș, Gabriel Ionașcu, Răzvan Emanuel, Marian Ivan, Florin Cosma, Giusi Popa, Bogdan Mâtcă, Toader Petrică, Florin Udriște și sigur colegii din regia de la București, Ruxandra Tănăsescu, Mihai Virschi, Bebe Strănuțiu, Mădălina Tufișii, Alexi Kim, Florin Popescu, Claudia Păvăloaie, Beti Nemincenco, Alex Mare și Silvia Șerban. Fără ei, fără acești oameni, colegii ai mei extraordinari, nu puteați să aveți această transmisie. Vă mulțumesc din suflet. Mâine seară să primiți sărbătoarea Sfintei Învieri de aici, de la Putna, cu ajutorul acestei echipe minunate. Eu vă spun să mă iertați dacă v-am greșit. Poate am fost uneori exagerat sau rău în această perioadă agitată, dar strămoșii noștri se iertau de Paști de Crăciun. Eu îmi cer iertare în fața dumneavoastră și vă spun, nu uitați să iubiți România în fiecare zi.